Îmi permiteți să declar deschisă ședința Consiliului Științific Specializat de susținere a tezei de doctor a domnului Cibotar Stanislav cu tema coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți. Dar întâi de toate, voi da citire deciziei Consiliului de Conducere ANACEC numărul 2 din 29 septembrie 2023. În conformitate cu punctul 9, aliniatul 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Agenției Naționale de Securare a Calității în Educație și Cercetare, a fost, prin decizia ANACEC, se aprobă formarea Consiliului Științific Specializat ad hoc pentru susținerea tezei de doctor a domnului Cebotar. Comisia, în următoarea componență, referență conducătorul științific cursul Elena, doctor în științe pedagogice, conferențial universitar, referență oficial, Goraș Costică Viorica, doctor candidat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, domnul Pintea Oleg, doctor în drept, conferențial universitar, Universitatea de Stat din Moldova, componența Consiliului Științific Specializat, Coșocaru Victorie, președinte, doctor candidat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Zagaevski Corina, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențial universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Ciorgu Constantin, doctor cu abilitate în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Călăraș Carolina, doctor în științe pedagogice, conferențial universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Rusnak Svetlana. Bine, ajunge. Rusnak Svetlana, doctor în științe pedagogice, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Așa, am prezentat comisia. Voi oferi cuvântul pretendentului, timp de 20 de minute. Dumneavoastră să relatați rezultatele cercetării dumneavoastră. Doctor. Mă scuzați, da, înainte de toate, doamna Zagăiescu va prezenta dosarul. Domnul președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Domnul Cibotar Stanislav este absolvent al Școlii Pedagogice Gheorghe Arsache din orașul Lipcani, absolvent al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, este licențiat în psihologie și deține și diploma de master în psihopedagogie. Din anul 2001 până în 2013 a activat în calitate de educator, psihopedagog, specialist în resocializare în diverse instituții și centre de instruire din sistemul penitenciar al Republicii Moldova, concomitent participând la diverse proiecte de schimb de bune practici în domeniul penitenciar, circa 15 la număr, organizate în țară și peste hotare, țări ca Norvegia, România și țările Baltice. Concomitent, din 2006 până în prezent, activează în calitate de psihopedagog în cadrul Centrului de Dezvoltare și Sănătate AFI. Din 2013, activează în calitate de lector universitar la Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Este ofițer în rezervă în grad de major. În 2011, prin ordinul Ministerului Justiției, a fost decorat cu medalia pentru serviciul impecabil de gradul 3. Este de menționat faptul că domnul Cibotar Stanislav are experiență profesională în domeniu de circa 20 de ani, anume în domeniul resocializării tinerilor deținuți. Desemnarea conducătorului științific, doamnei Rusu Elena, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, a fost aprobată prin decizia Senatului Universității de Stat din Tiraspol, cu sediu la Chișinău, din 28 septembrie 2021, proces verbal numărul 2, din motive obiective. Tema tezei de doctor a fost redactată în variantă prezentată în ședința de astăzi, prin decizia Senatului Universității de Stat din Tiraspol, cer scuze, din 25 august 2022, în varianta pe care o cunoaștem deci astăzi. Coordonate pedagogice de resocializare ale tinerilor deținuți. La tema tezei de doctor, domnul Cibotar Stanislav are în total 19 publicații științifice, dintre care două articole în reviste științifice din Registrul Național al Revistelor de Profil, categoria B, 8 articole în reviste științifice din Registrul Național al Revistelor de Profil, categoria C, un articol în colegii științifice internaționale, 4 articole în lucrări ale conferințelor științifice internaționale, 6 lucrări științifico-metodice și didactice, dintre care 4 ghiduri metodologice.
Disertația a fost examinată în cadrul ședinței Catedrei Pedagogie și Psihologie Generală a Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, fapt confirmat prin proces verbal numărul 12 din 23 iunie 2022, în baza căruia a fost recomandată pentru susținere în seminarul științific de profil. Ulterior, teza a fost evaluată în ședința seminarului științific de profil din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Preandă, fapt confirmat prin decizia seminarului științific din 24 mai 2023, conform formulatului de evaluare au fost acumulate 65 de puncte din 75 posibile, teza fiind apreciată ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea prelura și verificarea de către președintele seminarului științific de profil, se recomandă spre promovare în Consiliul Științific Specializat. Doctorandul a prezentat raportul privind modificările realizate în baza avizelor experților după etapa seminarului. În concluzie, menționăm faptul că actele din dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în științe ale educației și sunt perfectate în corespundere cu cerințele regulamentului privind constituirea și activarea activitatea seminarului științific de profil, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere a NACEP numărul 38 din 10 octombrie 2018. Menționăm faptul că pretendentul a prezentat și rezultatele antiplagiat într-o formă detaliată, care conțin peste 90% de autenticitate. Acestea sunt datele principale cu privire la actele incluse în dosarul doctorandului. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. Nu sunt. Mulțumesc pentru întrebări, confirm continuați cu urmă. Bună ziua, doamna Filomia, mulți stimați președinte Consiliului, onorați membrii de Consiliului, ați reprezentat teza de doctor, tema coordonat pedagogii de resocializare a tinerilor deținuți. Tranziția Republicii Moldova spre o societate democratică pe economie de piață a reivindicat o reevaluare și schimbat radical a modului de viață a rândul tinerilor. Multitudine de probleme sociale, economice, politice și educaționale au afectat mai mult negativ decât pozitiv generația tânără. Scăderea dramatică a calității vieții, lipsa locurilor de muncă, creșterea șomajului, nesiguranță în ziua de mâine, migranța celor apropiat de aprecierea valorilor general umane, degradarea comportamentului civilizat, au provocat creșterea fără precedent a ratei infracțiunilor și criminalității în rândul tinerilor. Criminalitatea în rândul tinerilor acoperă un spectru larg de comportament cu etiologii complexe care țin cote atât delictele și crimele comise împotriva persoanei cât și patrimoniului. Toate acestea reprezintă o problemă psihosocio-educațională cu consecințe pozitive și demoralizatoare la nivelul personalelor, grupurilor sociale și a integrității societății. Contradicțiile sociale și viciile interne cu care se confruntă tinerii care au comis infracțiuni sunt tot mai mult prinse de circunstanțe dramatice, dar și de adaptarea nevoiasă a lor la condițiile sociale aflate în permanent schimbare. Realizările cercetărilor susțin ideea că procesul de socializare ar reprezenta pentru acești tineri un proces operant de însușire, susținere, respectare și exprimare adecvată a normelor sociale și a valorilor. În pedagogie, de socializare este asimilată de noi abilități și valori sociale dezirabile care trebuie să se înlocuiască pe cele anterioare învechite sau insuficient convândite. Resocializarea tinerilor de soluție este un ansamblu de măsuri de educare, de conectare, miniți să restabilească relațiile sociale utile ale tinerilor de soluție cu întreaga societate. Scopul resocializării tinerilor de soluție este restabilirea statutului social pentru precum și reorientare spre un comportament prosocial, mersi, punct de emoțiilor. Analiza tendințelor actuale în procesul de resocializare a tinerilor de soluție a demonstrat că mai există unele contradicții, cum ar fi așteptările societății actuale și nivelul real al resocializării tinerilor de soluție dintre opțiunile statutului și ale societății privind procesul de resocializare a tinerilor deținuți și lipsa unei imagini clare asupra acestui proces, dar și insuficiența oportunităților educaționale, sociale și funcționale necesare pentru a face față acestor provocări și constrângeri. Dintre procesul actual al resocializării tinerilor deținuți și necesitatea absolută conceperii unui model pedagogic eficient și aplicabil pentru resocializarea reușită a tinerilor deținuți. Problema cercetării include și a fost generată de contradicțiile din realitatea socială și educațională, fiind configurată de lipsa unității de idei și valorificare insuficientă în știința pedagogică a conceptului de resocializare a tinerilor deținuți, a procesul de realizare eficientă a acestuia și constatarea faptului că resocializarea tinerilor deținuți cu vârsta 18 și 25 de ani reprezintă un element cheie în reinserția lor socială. Vreau să mai menționez că tinerii cu vârsta 18 și 25 de ani sunt într-o perioadă decizională, plan profesional, plan familial. Și dacă îi ghidăm corect în viață, adică îi numesc foarte frumos în viață. Scopul cercetării constă în fundamentare teoretică aplicativă a coordonatelor pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți și elaborarea și validarea unui model pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți. Obiectivul 1 include
stabilirea fundamentelor conceptuale privind resocializarea tinerilor deținuți, fundamentarea principalelor teoric privind conceptul de resocializare, sinteza definițiilor conceptuale moderne în studiul procesului de resocializare a tinerilor deținuți. Obiectivul 1 mai include valorarea și investigația unui caudet al cercetării este problema resocializării. Sunt reflectate în publicații de științifici al următorilor observați din mediul academic. Le vedem în tabelă. Ca rezultat al analizei literaturii de specialitate, putem concluziona că procesul de resocializare reprezintă un fenomen complex și sunt mai multe viziuni cu referire la acest fenomen. Unii cercetători pun accentul pe scopul final, alții pe activitățile de resocializare. Mulți autori însă consideră că resocializarea are menirea de a schimba valorile, atitudinile, idealurile deținuților, care pot fi realizate doar prin optimizarea relațiilor din penitenciar și facilitarea reintegrării socioprofesionale după eliberare prin exersarea unor comportamente prosociale. Obiectivul 2 include analiza importanței și specificului resocializării de deținuți, și anume determinarea structurii, orientărilor valorice și a faptelor principale, secundare, endogene și exogene sociale și psihoindividuale al procesului de resocializare a tinerilor deținuți. Procesul de resocializare vizează structura orientărilor valorice ale deținuților care ocupă un loc central în configurația personalității lor și ghidează atitudinile și acțiunile tinerilor deținuți. Structura orientărilor valorice ale deținuților include trei componente. 1. Cognitivă, 2. Afectivă, 3. Comportamentală. Studiile efectuate în domeniu au stabilit 5 valori fundamentale importante pentru deținuți. Familia, serviciu interesant, securitate materială, educație, formare profesională și, în special, locuința. Ce e foarte interesant și foarte paradoxal, eu când am făcut testul la valori de la super, am văzut că eu credeam că primul plan ar fi libertatea. Nu. Și la ce comportament în normă și la ce comportament de aviat primul plan este familia. Adică ei spun, fericiți sunt cei care au mamă, tată, bunel, bunică, frate, soră, cei sunt cei mai fericiți. Restul lucrurilor se... și până la urmă vedem în retesc, totuși ei pun accent. Până la urmă și cunoștință, pe alte valori care din start i-au dus pe o cale greșită. Putem afirma că relevanța resocializării tinerilor deținuți este un proces mai amplu care trebuie să conțină cel puțin două componente. Educație socială și schimbare comportamentală. Ce am în vedere când vorbesc despre educație socială? Educație socială înseamnă așa, învățarea unor deprinderi și unor meserii care sunt actuale pe piață și sunt bine plătite și care cât de cât aduc un venit zilnic. Ei spun, noi suntem sătui când ne amăgești societatea. Uite, ne dau salarii de 2-3 mii de lei și noi plătim facturi de 5 mii de lei. Noi nu vrem așa, plătim meserii care sunt bine plătite și care ne aduc un venit zilnic în toată ziua. Care cât de cât ne putem atâta facturi, ne putem și toate momentele. Ce ține de schimbare comportamentală? Când vorbim despre schimbare comportamentală, vorbim despre faptul că dacă persoana are tentația de a fura, înseamnă că eu, printr-o formulă care îl face să se gândească la prostitut, îl ajut să se debarseze de acest comportament. Obiectivul 3 include determinarea particularităților individuale ale personalității și a valorilor semnificative la tine de ținuță în vederea resocializării lor și a prevenirii riscului recidivă. Și anume, vârsta 18 și 25 de ani are anumite caracteristici definitori ce îi conferă o notă mai deosebită în raport cu celelalte etape de vârstă, fiind destul de contradictorii cu multe divergențe atât în plan personal cât și social, cu un specific psihologic de manifestare care de multe ori avantajează comiterea infecțiunii cât și recidivă. Cunoașterea particularităților individuale de personalități tinerilor cu vârsta 18-25 de ani care comite infracțiuni și față de cei care se aplic detenția va favoriza organizarea demersului socio-educațional și a procesului de resocializare. Particularitățile individuale ale personalității tinerilor deținuți pot fi analizate după trei dimensiuni, biologică, socială și psihologică. Obiectivul 4 include fundamentarea, elaborarea și aplicarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți. Și anume, modelul pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți este un instrument central de integrare și mediere între teorie, practică și situația din viața reală, elaborat cu reprezentarea orientativă a modului și traseului de resocializare a tinerilor deținuți. În proiectarea și elaborarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți, am considerat oportun să formulăm trei categorii și principii esențiale, cum ar fi principiul de funcționalitate a modelului pedagogic, principiul utilizat în mediul de detenție, principiul de intervenție eficientă în mediul de detenție. Noi, în detenție, aplicând un program, este foarte dificil, pentru că lucrăm cu persoane vulnerabile, persoane care ne pot ataca, care ne pot pune în situație, care... așa că este foarte greu să motivez pe cineva să vină la program, să faci careva ședință și să mă aduci la condiția că, uite, s-a resocializat, s-a
conformat societății din, din țară de la noi. Modelul pedagogic de resocializare tinerilor deținuți îndeplinește funcția de orientare, informare generalizată și fundamentată de evitare în procesul de resocializare tinerilor deținuți, conturând finalitățile acțiunilor întreprinse. Demersul experimental privind resocializarea tinerilor deținuți, atât în considerente științifice, cât și de raționament praxeologici pentru a găsi răspunsuri valabile la problema cercetată în planul conceptual, procesual și contextual, dar și pentru a surprinde caracteristicile și valorile esențiale ale procesului de resocializare tinerilor deținuți. A fost stabilit un demers al cercetării experimentale, funcția metodologică a căruia a constat în determinarea și respectarea efectivă a etapelor de organizare, cum ar fi constatarea, cum ar fi informarea, cum ar fi validarea. Scopul experimentului de constatare a rezidat în determinarea particularităților individuale ale personalității și a valorilor semnificative la tine de sănătate în vederea resocializării lor și prevenirii riscului de recidivă. Și anume, obiectivele experimentului de constatare sunt identificarea deosebirilor particularităților individuale, stabilirea specifică și diferențelor structurii ierarhice a valorilor la tinerii de ținuți, determinarea relației dintre valori și particularități de personalitate, identificarea predictorilor direcția riscului de recidivă la tinerii de ținuți. Ei, în discuții cu dânsul, am înțeles așa. Noi, toți, parcă formal, ne uităm că, uite, ei au săvârșit prima infracțiune la 17-18 ani. Ei îmi spune, domnul Stanislav, uitați-vă, eu prima infracțiune am făcut-o la 7 ani. Pur și simplu, nimeni nu m-a pedepsit și am fost încurajat mai departe să fur. Pentru că cei care mă duceam la școală, m-au ofensat, m-au fugărit la școală, spuneau să-i ascultați, ești așa, ești așa. Cer scuze dumneavoastră experimentul de control. Ce probe ați utilizat și ce rezultate ați obținut? Da, ajungem la experimentul de control, dar până la, dar până la urmă, adică vreau să spun că vreau să zic că spuneți concret la nu, mi-am supărat ideea și vreau să spun până la urmă. Dacă nu o spun, e problemă mare. Mă iertați. Vreau să spun, camarații mei așteaptă lucrul ăsta. Adică la 7 ani au furat prima oară, la 8 ani au furat a doua oară, la 14 ani iarăși au furat. Pe urmă au fost încurajați de cei de subcultura criminală, care spuneau, uite, tu ai să furi, noi o să, cu tine o să... Pentru asta o să te remunerăm, faci lucrurile astea. Și elementele astea de subcultură criminală, într-atâta s-au înrădăcinat la noi în țară, că uite până la urmă e foarte greu de lucrat. Dar oricum, sunt modalități, sunt recomandări. Dacă o să avem timp, la sfârșit eu o să vă arăt cum se lucrează și cu recomandările care dezbat până la urmă subcultura criminală. Mai departe, instrumentele cu care am lucrat la experimentul de constatare sunt fișa de evaluare a riscului de recidivă, testul MMPI, testul ISING, scala valorilor și scopul unei de Donald Super, testul Student și studiul de caz. Experimentul de constatare, la experimentul de constatare au participat 307 subiecți, dintre care 149 de tineri deținuți, 158 de subiecți cu comportament normativ. Analiza riscului de recidivă a fost determinată prin intermediul fișei de evaluare a riscului de recidivă. Unde vedem că 96% dintre ei au risc de recidivă. Studiul de constatare a stabilit diferențele reprezentative dintre particularitățile de personalitate și valorile tinerilor deținut și a tinerilor comportament normativ. În urma implicării inventarului de personalitate MPI, am obținut diferențe statistici semnificative, practic la toate subscalele. Astfel, tinerii deținuți se caracterizează prin așa particularități de personalitate ca instabilitate emoțională, impulsivitate, anxietate, individualitate, control exagerat și se deosebesc de cei cu comportament normativ prin evidențierea trăsăturilor sus menționat, cu excepția două calități, cum ar fi pesimismul, anxietatea. Adică, până la urmă, testul ISING a arătat faptul că 40% dintre ei sunt instabili emoțional. Adică, sunt extroverși, instabili emoțional. Le plac să spună multe legende, au varianta 1, B, 3, 4, 5, îi întreabă din ce cauză ai furat. Ei au legende făcute deja acasă, pus în torbă. Și când trebuie polițistul, îi răspunde polițistul, când trebuie primarul, îi răspunde primarul, când trebuie vecinilor, răspunde vecinilor, dar până la urmă la toți îi spune că pleacă psihotare la locul, dar el stă la penitenciar și unde este resocializat. Da? Pentru investigarea diferențelor în funcție de tipul de temperament la tinerii deținuți și comportament normativ a fost aplicat ISING-ul. Astfel a fost demonstrat că deținuții sunt mai extroverți. Ceea ce am spus mai sus. Stabilirea diferențelor în structura ierarhică a valorilor la tinerii deținuți și acelor cu comportament normativ a fost determinată de Donald Super. Și anume, am vorbit despre valori, primul plan,
primul plan e familia, pe al doilea plan sunt bani și a treilea succes. Întrebări, din ce cauză totuși sunt bani? Ei spun cu bani poți cumperi fericirea. Adică de asta ei spunem cu bani poți cumperi fericirea. Din ce cauză succesul? Pentru că cei care au succes, adică câștigă tot. Nu e adevărat. Până la urmă, cei cu oameni care au reușit în urmă, adică în clasă să fii primul pe listă, că ai mai 10 la tot. Poți fi și a 5 pe listă, dar să fii băie de treabă și să înveți bine la școală și să reușești în viață. Tinerii de ținut spun primul loc familie, faptul care demonstrează aceste lucruri și le vedem în tabelă. În experimentul de constatare putem am determinat relația dintre valori și particularitățile de personalitate la tinerii deținuți și ce comportament normativ a fost efectuat cu relația persoanei pentru lucrurile astea. Astfel putem afirma că există un specific de manifestare la tinerii deținuți în cazul unor particularități de personalitate, cum ar fi instabilitatea emoțională, cum ar fi controlul exagerat și tot așa. În concluzie, putem menționa că studiul de constatare a stabilit diferențele dintre particularitățile de personalitate și valorile tinerilor deținuți și a tinerilor comportament normativ. Astfel, tinerii deținuți se deosebesc de tinerii comportament normativ, cum ar fi impulsivitate, anxietate, control exagerat. În general, profilul de personalitate al tinerilor deținuți oferă total, din punct de vedere statistic, de ce comportament normativ, cu excepția două trăsături, pesimism și anxietate. Sunt și ei pesimiști, dar oricum, dacă se lucrează, se motivează, adică până la urmă ei sunt ajutați mai frumos prin viață. Scopul experimentului de formare constată în implementarea reperilor teoretice și aplicative, cum ar fi structurate în modelul pedagogic de resocializare. Obiectivele experimentului de formare sunt 1. Elaborarea și aplicarea unui model pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți care ar asigura formarea valorilor și comportamentelor prosociale. 2. Aplicarea unui program de resocializare, adică partea practică. Și 3. Optimizarea formării valorilor prosociale. În organizarea experimentului de formare am pornit de la supoziția că resocializarea tinerilor deținuți poate fi realizată cu succes prin intermediul unui model pedagogic de resocializare tinerilor deținuți, orientat spre schimbare comportamentală și formarea valorilor social dezirabile. Modelul pedagogic de resocializare tinerilor deținuți s-a centrat pentru două direcții, cum ar fi educația socială și schimbare comportamentală, ceea ce am vorbit mai sus. Activitățile aplicate la etapa de formare au avut un caracter multifuncțional, în sensul că au participat simultan sau concomitent la îndeplinirea mai multor obiective invocate. Astfel, acreditarea metodilor s-a realizat pe următoare funcții specifice, cum ar fi funcția cognitivă, funcția promotivă educativă, funcția instrumentală și funcția normativă. Metodele și tehnologii implementate în cadrul programului de resocializare de obiectivuți le vedem în tabelă. Foarte bine a lucrat formula gândurilor la consecință. Dacă o să avem timpul, să vă arăt cum lucrează formula gândurilor la consecință. Cum se dezvoltă într-o perioadă de două ședințe, se dezvoltă gândurile la consecință. În concluzie, putem menționa că aplicarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți prin valorificarea programului de resocializare a tinerilor deținuți a activat mai multe mecanisme de dezvoltare personalității tinerilor deținuți. Astfel, cel mai mult transformare a suportat latura axiologică prin reconfigurarea propriei valori și a valorilor prosociale. Programul de resocializare a tinerilor deținuți a reconfigurat formarea valorilor sociale dezirabile, recăpătarea valorilor sociale utile, individuale, dezvoltarea responsabilității prin formarea atitudinilor pozitive față de muncă și organizarea pregătirii profesionale. Ca obiectivul numărul 5 include stabilirea valorii aplicative în programul de resocializare a tinerilor deținuți și validarea rezultatelor obținute. Programul de resocializare a tinerilor deținuți a integrat un plan de acțiune, activități speciale, flexibile, deschise, ce pot fi ușor raportate la rigorile și realitatea socială existentă la scopul și obiectivele cercetării. Pentru a confirma eficiența aplicării programului de resocializare a tinerilor deținuți, a fost organizat experimentul de validare. Scopul experimentului de validare l-a constituit analiza și evaluarea eficienței aplicării modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți și desemnarea progreselor înregistrate în formarea valorilor, și anume obiectivele. Obiectivul 1, care îl vedem, e reflectat în slide, configurarea și raportarea datelor obținute, analiza evoluției și precizarea rezultatelor pozitive, sistematizarea datelor obținute la etapa de validare. Ca indicator de evaluare a progreselor aplicării modelului pedagogic avem evoluția nivelului dezvoltării particularității de personalitate, aprecierea optimizării și eficiențe, dinamici pozitive în sistemul de valori, examinarea schimbărilor ierarhiei valorilor. În cadrul experimentului de validare au fost aplicate probe similare cu cele din etapa de constatare. Dinamica pozitivă la grupul experimental îl vedem frumos în tabelă, și anume vedem extroversiunea, neurotism, ce am vorbit despre instabilitatea emoțională. Trăsăturile de personalitate ale deținuților au suferit și ele schimbări
Dinamica pozitivă și schimbările obținute la tine de ținut din grupul prezentat se datorează faptul că ei au trecut prin programul de resocializare, care le permite să fie mai independenți în acțiuni și gândire, să analizeze adecvat consecințele faptelor sale, să fie mai completați în exprimare. Ierarhizarea valorilor, iarăși, sunt aranjate în tabelă și le vedem foarte frumos cum pe primul plan la început stă familia, banii, succesul, pe urmă, după manifest, adică merge familia, dezvoltare, cunoștință, până la urmă, deținuții mei, grupul de formare care lucrez eu, ajunge la dânsi și uite, primul plan și cunoștințele. Cei care au cunoștință au o viață de tot. Cei care nu au cunoștință nu au o viață nimic. Deținuții, în urma aplicării programului de resocializare și în urma revizuirii ierarhiei valorii s-a schimbat viziunea asupra vieții și se orientează mai mult spre valori prosociale. Rezultatele obținute privind riscul de recidivă scade, nu drastic, dar scade riscul de recidivă mai mare, un procentaj la 20-30%. Prin comparare, rezultatele la variabile implicate în cercetare sunt valorile riscului de recidivă, grupul de control și grupul experimental, unde am constatat diferențele statistice esențiale. La variabile dezvoltare, cunoștință, recunoaștere socială, creație, succes, ajutor, risc de recidivă. Din stat, condamnații mei aveau dezvoltat creația prosocială, creativitatea antisocială. Adică, mă rog, ei învățau să facă tot cu stânga, cu mâna stângă. Pentru a dezvolta în sfera beată, învățau să facă tot cu stânga. Pentru a aduce lumea în... De exemplu, dacă o pot să urc într-o leu, și pune o haină pe mână, pune o haină pe mână sau în ziar, el foarte ușor poate lucra cu mâna stângă. El mai ușor lucrează cu mâna stângă și cu piciorul stângă, decât cu partea dreaptă a corpului. Și uite, în felul ăsta, ei lucrează pe linia lor. În concluzie general, putem menționa că resocializarea constituie un proces de reconfigurare a personalității prin asimilare de cătitine, de ținuța normelor, obiceiurilor, valorilor și comportamentelor prosociale. Totodată s-a constatat că resocializarea timpului de ținut din aceste evidențiere a faptelor intern și extern care au determinat persoana la comiterea infracțiunii. S-a determinat că profilul de personalitate al tinerilor de ținut include tranzitorii ca instabilitate emoțională, impulsivitate, anxietate. Mai departe, putem menționa că implementarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți prin intermediul programului de resocializare a reorganizat și a declanșat mai multe mecanisme de dezvoltare personalității. Totodată, experimentul pedagogic s-a generat efectiv schimbări pozitive la tinerii deținuți, iar diferențele statistici semnificative pentru variabile valori, risc de recidivă, particularitatea de personalitate, au confirmat veridicitatea. Ca recomandare pot menționa că valorificarea cât mai intensă a modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți este eficient. Monitorizarea sistematică a activităților educaționale de resocializare a tinerilor deținuți în penitenciar și identificarea dificultăților la implementarea acestui proces trebuie făcută intens. Sensibilizarea permanentă a societății privind resocializarea tinerilor deținuți trebuie luată sub control. Și mai departe, ca noutate. Noutate, adică pentru prima dată în Republica Moldova se propune așa un model pedagogic care este întocmit din 47 de ședințe. Da, noi o să le comasăm, o să le facem la nivel de 24 de ședințe, dar oricum ei se vor dezvolta într-o perioadă de 6 până la 9, pentru că ei au nevoie să fie conciliați și au nevoie de suport psihoemoțional până la urmă. Semnificația teoretică a cercetării există în determinarea aspectului definitor și analiză conceptul de resocializare a tinerilor deținuți, evaluare și evidențierea particularităților individuale din personalitățe, a factorilor riscului de recidivă, a valorii și a motivației spre schimbare. Valorificarea aplicativă a cercetării este în inovare și optimizarea procesului, valorificare și validare modelului, dezvoltarea valorilor sociale. Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei constau în fundamentare teoretică și practică coordonatelor pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți structurat din modelul pedagogic. Și până la urmă vă mulțumesc mult pentru atenție, mulțumesc. Da, și noi vă mulțumim. Da. Și noi vă mulțumim. Vă rog întrebări prezidentului, vă rog întrebări. Da. Bine. Domn profesor, ceva, da? Da, pentru început niște întrebări mai simple de astea. Da, foarte simple. Foarte simple, da. Vezi rău, dar mai ușor sau mai necesar este să avem o profilaxie cu dânsul până a nimeri la penitenciar sau mai important este cum îi reabilităm după. Foarte corect. Foarte corect și mulțumesc pentru întrebare. Uitați-vă așa. Eu m-am adunat lângă un cerc de hoți la libertate, da?
Eu știu, ei au venit ceva din penitenciarie, ei s-au apropiat, domnul Stanislav, cum facem și ce facem? Uitați-vă, oameni buni, haideți să ne axăm pe lucruri frumoase. În viață, gata, s-au terminat lucrurile legate de antisocial. Mergem numai pe pași prosocial. Vreți să obțineți de la viață familie, vreți să obțineți muncă, vreți să obțineți alte lucruri frumoase, înseamnă că mergem numai cu prosocial. În felul, da, mersi mult. Da, discut. Și încă una mai simplă. Iacă din ierarhia aceea de priorități, în locul întâi e familia, banii, acolo patru, mă uitam, era vorba despre independență. Ce reprezintă în viziunea lor independența? Când vorbim despre independență, vorbim despre libertate. Și îmi spune, domnul Stasul, și ei trebuie nouă acasă. Eu, de stat, mi-am făcut iluzia că, uite, libertate pentru toți primul plan. Îi spune, deschidem porțile la pușcării, vreau să-ți duc toți acasă. Dar îi spune, dar când și acasă? Acasă, că nu mă așteaptă nici bunică, nici mama, nici fratele, nici soră, n-am pe nimeni acasă. Eu mă duc acasă și sunt gol în stradă. Așa că eu am văzut modelul colonez. Unii s-au angajat curatori să lucreze cu ei după libertate. Și uite, curatorul vine din prima zi, din detenție, vine cu dâșă și îi ghida prin penitenciar și îi ghida după libertate. Adică îi monitoriza, în special, cel puțin 3 ani după libertate, ca ei se integreze. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul profesor. Cum te-i doamna profesorul Igoraș Costică? Am mai multe întrebări aici de care le pun și aici, dar când vorbeați doar în continuă, o singură întrebare. În mai multe țări se ocupă de resocializare, de întreținere bisericile, au departamente sociale, inclusiv cu deținuții. Și dumneavoastră, latura asta creștină, care poate valorile morale creștine le-ați ocolitoare, cum ele se regăsesc indirect în cercetare, dar nu le-ați spus din ce cauză credeți să le-ați ocolit și nu le-ați specificat în mod direct. Fiindcă la nivelul în Occident, bisericile protestante și catolice sunt responsabile în mod direct, adică cu misionari, cu toți care lucrează în penitenciare, inclusiv în România. Cei ce la noi este cu mult mai puțin. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Eu în 2006 am reușit să vizitez 6 penitenciare din țara românească și am văzut că capelanul lucrează foarte frumos. În studiul meu de caz, numai decât ca recomandare, i-am pus mare la biserică din penitenciar. Și deținutul meu, care a fost monitorizat în studiu de caz, el a mers numai decât paralel la biserică. În toată sigurătatea și primit pe la biserică din penitenciar. Deci, biserica a fost una dintre modalitățile de educare acestor valori care... Știți cum l-am motivat? I-am spus tot ce e frumos, îi place și lui Dumnezeu. Așa că felul lucruri frumoase care sunt scris în Biblie. Nu fura, nu ucide, nu mărfie, nu... Da, dar... mulțumesc! Da, poftim doamna doctor confidențiar Calaraș. Domnule pretendent la grad științific, în primul rând vă mulțumim că prin cercetarea realizată ați scos în evidență impactul familiei gay și nu doar asupra formării personalității umane și socializării acesteia. Și am câteva întrebări legate de ea. Prima este să ne vorbiți despre cele mai mari dificultăți întâmpinate de dumneavoastră și dumneavoastră în lucru, în activitate de resocializare a tinerilor deținuți. Prima întrebare, vă rog. Da, mulțumesc mult pentru întrebare, foarte interesantă întrebare. Înseamnă că așa, un deținut care vine din grupul meu de formare la vârstă de 25 de ani, mi-a spus domnul Stanislav, eu am fost de 5 ori căsătorit. Zice, cum de 5 ori? Un pașaport de 3 ori, dar de 2 ori neoficial. Cum ai făcut chestia asta? Unde vă cunoșteți cu prima soție? În bar, pe două, la saună, pe trie, în păduri, pe a patra, în stradă. Zic, dar unde este o femeie frumoasă și deșteptă? Hai să analizăm ambii, împreună, să analizăm. În sala de forță stau? Stau. Adică la fitness stau? Stau. La bibliotecă stau? Stau. În câmpul muncii stau? Stau. Haideți acolo să căutăm viitoarea ta soție. Nu te dupi la bar și la saună și de alte momente unde îți voltă, de viață sexuală sau îți voltă alte chestii. După ce eu am uitat de momentul ăsta, peste 7 ani de zile, el mă sună și îmi spune, domnul Stanislav, la mine s-a născut primul copil,
tot e frumos, tot e bine și cum e frumos pe viață. Mulțumesc mult! Când vin cu colaj la dumneavoastră, să mai eu de fumăt, știi? Da, mulțumesc mult! Mulțumesc că am înțeles că n-ați întâmplat dificultăți de colaborare. Au fost, dar niște lucruri care... Mici, da? Bine. Relațiile au... Aplanat acest rezultat. Am observat că dumneavoastră vă specializați asupra resocializării a condamnaților cu bolnavi de tuberculoză. Da? Aveți un specific aparte? Este un specific aparte de resocializarea acestor persoane? Da, mulțumesc pentru întrebare. Nu este un specific aparte, dar până la urmă vreau să zic că grupul Central l-am prins mai mult aici, în instituția unde ei cât de cât sunt mai echilibrați, sunt mai atenți la unele lucruri și specific. Eu doar am lucrat cu cei cu articolul 186, care prevede legea până la 7 ani. Dar cel care este studiul meu de caz, care este studiul de caz și care am lucrat el, adică până la urmă, el a făcut numai 5 ani și s-a dus, s-a eliberat înainte de tine acasă. Dar să nu credeți, eu am făcut o glumă, am făcut o paranteză, referitor la cumătru și la toate chestiile astea. Mă rog, am rămas așa ca camarazi de... El mă sună, în toată ziua mă sună. Uitați, domnul Stanislav, eu am fost cel mai mare hoț înainte, acum sunt cel mai resocializat. Lucrez la drumuri, lucrez, fac șosele bune. Dar uitați-vă, astăzi m-au furat la banca, nu vă spun care, m-au furat cardul și m-au furat ce ce. Păi spun, în momentul ăsta, te întorci înapoi, îți vreau așa securități și întrebi, uite așa, 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 cine ți-a furat banii? Și stai și ții la telefon, ții la difuzor și vorbim mami. În timp de 15 minute s-o hotără problemă. Eu sunt tot 7.000 de lei bătrâni înapoi, șoșerul scuză, el mi-a spus, mulțumesc, plânge, ca bărbat. El plânge, uite, prima oară când mă fură la bancomat, mă fură în escroce de la... Da. Și la întrebare, îmi întoarce la întrebarea două, care mi-a spus-o dumneavoastră, este vreun specific aparte sau nu? Este specific aparte. Este specific, dar el e foarte, foarte sensibil. Uitați-vă, să mă iertați, vă dau o întrebare așa, poate mai, nu știu, mai încheptanată. Din ce cauză moldovenii să-mi bată unul pe altul? Nu dumneavoastră ne dați noi nouă întrebări. Eu cer scuze. Noi punem întrebări. Uitați-vă, pentru a debusola omul, pentru a putea afla multe informații de la el. Informații și care trebuie și care nu trebuie. Dar până la urmă, sunt lucruri care pe om cât de cât îl echilibrează. De exemplu, oamenii care sunt stratează, ei tot timpul se gândesc. Se gândesc mai mult la Dumnezeu, ei mai mult se gândesc la lucruri profesionale. Sunt mai sensibil, da. Domnul pretendent, noi înțelegem dumneavoastră, sunteți captivat de problema dumneavoastră, aveți foarte multe exemple din practică, dar acum dumneavoastră prezentați o lucrare, o teză de cercetare și este binevenit să răspundeți la întrebări și nu ne puneți dumneavoastră nouă întrebări. Ar fi bine o masă rotundă să facem pe urmă noi și, mă rog, acolo discutăm fiecare ce credem despre problema dată. Domn profesor Seristraru, vă rog. Dumneavoastră scris la finalitate formarea valorilor. Ați format valori sau atitudini? Domn profesor, până la urmă, valorile ele ghidează atitudini și formează comportamente și decizii. Dar valorile sunt niște principii care omul reacționează după ele. Și în conformitate cu vârsta, ele uneori se schimbă. Dar la eșantionul despre care vorbesc eu, ca valoare din stat era pus banii, succesul, dar nu cunoștințele. Și până la urmă, după grupul de formare, după ce am aplicat programul de formare, adică ei își schimbă valoarea. Valoarea cât de cât noi am putut-o schimba. E suficient. Da, mersi mult. Dumneavoastră scris principiul funcționalității, modelului. Puteți da exemple de funcționalitatea modelului? Da. Să desem o formulă la tablă? Cum vreți. Cum doriți. De exemplu, gândul periculos a hoțului care este. Fură pentru ultima oară, nu mă prinde nimeni, eu fug repede, merg prin arături și sunt îmbrăcat în negru, merg prin păduri și sunt îmbrăcat în verzi, ăsta e fenomenul de hamilion. Și uite, în felul este acțiune periculoasă, tot ce eu fură chipurile pentru ultima oară. Și gândul periculos și
consecințele, adică totuși ești prins. Totuși ești prins și a dus în judecat și a dus la, la dublă. Și uite, atunci e problema. Înseamnă că avem gândul periculos, avem acțiune periculoasă și avem consecințe. Dacă învățăm să luteze după această formulă, el niciodată nu va face. Dacă omul va gândi la consecințe, pentru că este demonstrat de mulți avanți că gândirea la consecință nu este dezvoltată. Gândirea abstractă nu este dezvoltată la tinerii cu vârsta care am lucrat eu. Da. Bine. Poftim cine mai dorește, domnul Bojocaru, da? Dumneavoastră, da? Sau cine? Poftim dumneavoastră, doamna Călăraș, haideți mai aveți o întrebare. Da, o întrebare concret la activitatea dumneavoastră, deoarece mediul foarte mult influențează, cel profesional și la general influențează starea noastră psihoemoțională și nu doar, da? Și fizică. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ca specialist, ce tehnici de profilaxie eu știu și combaterii, a oboselii, a surmenajului, a arderii profesionale, aplicați în practică. Toți băieți care veneau la mine la program, adică toți înțelunță, după asta mergeau la sport. La sală de forță, mergeau la trântă. Aveam câțiva care își deau la dubii și mă întrebau, domnul Stanislav, vreau să puteți filon, vă puteți trânti? Haideți să încercăm. Cine îl trântesc, cel vine la mine la ședință. După ce am trântit, adică veneau toți la ședință. M-a întrebat pe urmă, cine vă învăța să trântesc? Zic, la Talmaza m-a învățat. Doamne, da, mulțumesc. Domnul Pante, da? Da. Eu am o întrebare, am mai multe întrebări, dar m-am gândit să nu vă obosesc. Întrebarea mea este simplă. Având în vedere că ați lucrat într-un sistem, deloc ușor și deloc simplu, ați făcut actualizată o evaluare a modelului pedagogic care există azi în instituțiile de drept, în instituțiile sociale, în poliție, în justiție, corelat cu ceea ce ați făcut dumneavoastră. Și acum, haideți să ne închipuim că avem o casă în care 70% e solidă și trebuie doar să o ajustăm. Cealaltă parte, avem o casă în care 70% este dărâmată, nu mai putem ajusta și optăm în favoarea unei alte construcții. De care casă avem la noi? Sau poate cunoașteți dumneavoastră o a treia. Mulțumesc, întrebare de care casă voi mai dragă, dar haideți să facem așa. Eu mai sunt autor la un program probațional 2016 și colegul care este în sală, adică poate menționa lucrul ăsta. Un program foarte frumos și foarte care lucrează în ziua de azi cu subiecții din probațiune. Și raportând ceea ce am mai făcut, adică va merge foarte bine, pentru că sunt lucruri care le-am adaptat și care le-am încercat. În special în penitenciar. Pe urmă, studiu de casă. În studiu de casă, eu am mers acasă în timp de 2 ani de zile, am mers de 4 ore acasă. Și am văzut cum în familie s-a reintegrat. Am văzut cum are profesia. Am văzut cum merge tot frumos. Adică, până la urmă, deținutul a luat meserie, s-a reintegrat în societate, are copii, tot e frumos. Să înțeleg că nu e atât de grav și nu e atât de problematic în ceea ce vrem. Dar trebuie îmbunătățit. Da, desigur. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Poftim cine mai are întrebări. Doamna Rusnac, care are întrebări? Nu, nu am întrebări. Am să le pun atunci când am să fac. Aha. Atunci o să vă întreb eu. Tot, ce se înțelege sunt cu emoțiunea coordonate pedagogice? Și de tema dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru întrebare. Coordonate pedagogice, eu le înțeleg ca niște norme și valori care coordonează resocializare la tine în funcție. Niște norme și valori care ei le asimilează, ei le învață pe timpul, în mecanismul resocializării pe care ei le învață. Pe urmă, ei le controlează, adică le raportează la valorile prosociale din societate. Adică cei ce au învățat în penitenciar raportează la valorile prosociale din societate. Și dacă le-a raportat și ele merg sincronizat, adică până la urmă procesul de resocializare este eficient. Am înțeles. Da. Și acum spuneți, vă rog, ați vorbit despre valori, dar a fost așa o frază. Creativitate antisocială. Ce înțelegeți? Mă iertați. Eu încerc scuze, da? Ce-o scuze? Nu, ce vedem aici? În ce scuze? Sacoul infractorului. Da? Uitați-vă așa.
cei care captă autorizare de a fura pe ruta 122 de la Alba Iulia. Ia autorizare? Neoficial. Uitați-vă așa, uitați-vă așa. Pun sacoul așa, da? Țin cu mâna de bară, într-o leu, da? Și foarte frumos îl tăiați așa, da? Da. Așa am văzut și în Franța. Dezvoltă? Adică ei dezvoltă. Da, eu ce spun. Deci asta, dumneavoastră considerați că asta este o creativitate. Ei dezvoltă emisfera dreaptă pentru a lucra frumos cu stânga. Știți cum dezvoltă? Dezvoltă la acordeon. Adică cântând cu falangele la încăluista pentru a avea falange lungi ca să încapă în toate buzunarele. Înțeles. Da, asta e mi-ați răspuns la întrebare. Și totuși noi ați vorbit despre valori, că ați format valori. Deja iată din experiența, experimentul dumneavoastră care ați realizat, câți au mers pe drumul cel drept, așa, ca să vă întreb, ca să... Din 24, aici avem 8, adică sunt 3 subgrupii. Din 24, 20 s-au resocializat, 4, 2 au dat-o pe bieței, 1 a rămas așa prea orgolios și numai cu fetele și unul e tot timpul într-o fază decizională. Ba e așa, ba așa, ba fugi dintr-o... Am înțeles. Extrem. Deci, totuși este un număr mare care i-ați format dumneavoastră și care deja au mers pe drumul cel drept, da? Așa să înțeleg. Dacă facem o statistică, de asta era undeva vreo 50% recidivă. Pe urmă, undeva e vreo 30 mai recidivă. 30-20 recidivează, adică până la urmă lucrurile se schimbă undeva la nivel de 20%. Da, bine, luați loc, vă rog, da, și vă să-i ofer cuvântul doamnei secretar științific, să găiesc Corina, doctor, conferințiarul universitar, pentru a da citire avizelor care au parvenit la cercetarea realizată de domnul pretendent. Mulțumesc, doamnă președinte. Deci vreau să vă aduc o cunoștință, estimată audiență, că în data de 11 martie 2024 a avut loc ședința prealabilă a membrilor Consiliului Științific, în cadrul căreia s-a examinat nota informativă a ANACEC și gradul de realizare în teză și în rezumatul tezii a recomandărilor și a obiectelor înaintate. Și a fost stabilită și data susținerii tezii, deci data de 22 martie 2024, da, data susținerii de astăzi. Și la data de 22 martie 2024 a fost publicat conform regulamentului, deci rezumatul tezii și expediat organizațiilor indicate în regulament. La rezumatul tezii de doctor în științe ale educației, cu tema coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți, specialitatea 53101 Teoria Generală a Educației, autor Cebutar Stanislav, conducător de zi de cursul Elena, doctor conferențial universitar, au parvenit 12 avize de la Silistraru Nicolae, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Statul Muntreanga. Doamna Borozan Maia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Statul Muntreanga. Oancea Gabriel, doctor, lector, asociat, Facultate de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. Domnul Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept. Domnul Panco Vasile, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de State Muntreanga. Domnul Cojocaru Viorel, doctor în științe filozofice, lector universitar, Catedra Filozofie și Bioetică, Universitatea de State de Medicină și Farmacie Nicolae Destinițeanu, preot, specialist în educația religioasă a deținuților. Doamna Leanca Viorica, doctor conferențiar universitar, Catedra Științe Umanistice, Academie Militară a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun. Doamna Pavlen Colilia, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de State Muntreanga. Doamna Mârza Margareta, locotenent colonel, Ministerul Afacerilor Interne, șef direcție la Academie de Poliție, Ștefan cel Mare și Sfânt, expert în educație financiară a deținuților. Doamna Muslitschi Valentina, doctor conferențiar universitar, Catedra Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de State Muntreanga. Doamna Olărescu Valentina, doctor în psihologie, profesor universitar, Catedra Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială, Universitatea de Stat Muntreanga, Pedagogică de State Muntreanga. Și doamna Anto Gideana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, prorector de știință a Universității Pedagogice de State Muntreanga. Toate avizele sunt pozitive, toate avizele remarcă și apreciază structura lucrării, actualitatea temei, importanța teoriei și valoarea practică, în special valoarea practică a cercetării realizate pe domnul cercetător. Da, mulțumesc. Vă expuneți părere pe baza avizelor.
dumneavoastră, să spuneți părerea dumneavoastră prin baza vizelor pandemiei. Mulțumim tuturor. Mulțumim tuturor care au venit în sală, care au venit din capăta României. Aici e vorba de avizele cele care pentru au avizele care au parvenit. Nu aici care sunt aici. Asta la urmă să și uitați-vă cât de frumos toți s-au reflectat la avizurile sale, au reflectat lucrurile care le-au simțit și le-au sincronizat împreună cu mine. Le-au văzut și le-au... pentru că până la urmă, coordonatele pedagogice de resocializarea tinerilor deținuți sunt... sunt teme actuale care, mă rog, trebuiesc. Și mulțumesc tuturor să trăiți. Da, ofer cuvântul conducătorului științific, doamna doctor conferențiar Rusu Elena. Mulțumesc, mulțumată, doamnă președinte, onorați membri ai Consiliului. Vreau să spun că tema dată a fost pentru mine o provocare, cât și doctorandul pe care l-am condus. Fiindcă un domeniu mai nou, dar înțelegem că este foarte actual, și, propriu zis, trebuie numai decât să găsim și noi pe dimensiunea noastră pedagogică un model pedagogic care să-i ajute să se resocializeze această categorie și mai ales o categorie de tineri destul de controversată, 18-25 de ani, care e o vârstă așa mai, nu pot să spun vulnerabilă, dar este destul de tumultoasă în toate realizările pe care le facem. Cei ce ține de caracteristicile pe care le pot da doctorandului, vreau să spun că profunzimea și meticulozitatea cu care interpretau unele lucruri atunci în cercetare m-au impresionat într atât de mult, fiindcă am fost nevoită să studiez și eu unii termeni pentru ca să fiu la nivelul așteptărilor doctorandului și, propriu-zis, prin asta am realizat și eu că m-am format și eu în un domeniu mai specific. Am avut parte de un doctorand foarte responsabil, foarte receptiv, harnic și poate câteodată mai aveam unele divergențe ceea ce ține de limbajul științific pe care în continuare ar trebui puțin să-l mai cizeleze, dar vreau să spun că aportul lui și străduința cu care a făcut această cercetare, având în spate o experiență extraordinară practică, cred că merită toată atenția și lucrarea, propriu-zis, sper să fie de folos celor care se vor implica în acest proces actual, destul de necesar și provocator pentru, nu numai pentru societatea noastră, dar cred că și pentru ceilalți. Deci, cred că doctorandul merită titlul de doctor în științele educației și greasa noastră ce ține de științele educației se mărească încă cu un doctorand care a fost destul de harnic și responsabil. Da, vă mulțumim. Și acum ofer cuvântul referinților oficiali, doamna Goraș Costică, doctor habilitat, profesor de stat. Stimată doamnă președintă, stimată domnule pretendent la titlul științific de doctor în științele educației, onorată asistență, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, mă simt onorată să fac parte din această comisie și să împărtășesc unele rezultate ale expertizei academice pe care am realizat-o în baza acestei cercetări atât de originale, care s-a efectuat cu atâta suflet și implicare, cu valorificându-se o experiență profesională deosebită și chiar din start adresez mulțumiri domnului Cebotari pentru că a completat cercetările din domeniul științelor educației cu un domeniu care trebuie cercetat, trebuie completat cu
contribuții, inclusiv practice, dar și teoretice, și mulțumiri de asemenea distinse doamne coordonatoare Elena Rusu. Voi citi selectiv referatul pe care l-am realizat și, după cum spuneam, salutăm și apreciem acest produs intelectual propus spre evaluare finală, materializat într-o teză de doctorat de calitate, considerându-o ca pe o valoare pedagogică cu impact durabil în beneficiu social și personal al unei categorii de persoane vulnerabile care au nevoie de, cu adevărat de educație în sensul mare, în sensul nobil, am scris cuvântul educație cu literă mare, în sensul nobil și salvator chiar al cuvântului, de dezvoltare, dar și de transformare personală. Până acum am vorbit de învățare pentru schimbare, astăzi vorbim învățare pentru transformare. În documentele UNESCO, peste tot întâlnim managementul învățării transformatoare, să ne dezvățăm de unele lucruri și iată, suntem îndemnați inclusiv în domeniul educației adulților și domnul Cebotar ne-a demonstrat acest lucru, cum încearcă să dezvețe o categorie de persoane, de să facă anumite fapte care au devenit vicii, periculoase pentru societate, dar și periculoase pentru dezvoltarea lor ulterioară. Teza de doctorat include investigarea unei problematici originale, cu un subiect extrem de actual, necesar de abordat, perspective largi de extindere și aprofundare, descendent dintr-o carieră profesională de succes al domnului Cebotar. Am beneficiat pe parcursul experienței mele personale, profesionale, de câteva intersecții semnificative de acest gen, inclusiv în cadrul unor investigații la tezele de masterat de la Universitatea de Stat din Moldova și mi-amintesc cu drag de un preot care a făcut o cercetare profundă Atamanen, cum pare că îi spune, de la Rezina sau de la un beneficiar de Rezina sau Șoldănești, la care a propus un program de formare, de reabilitare tangențială, apropiat cu ceea ce propune domnul Cepotari. De asemenea, am participat în calitate de formator cu specialiștii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și am discutat, am dezbătut acest subiect din perspective psihopedagogice și aceasta m-a ajutat să înțeleg mai bine această pasiune și această implicare afectivă, poate dintr-o parte exagerată, dar înțelegem foarte bine că este un domeniu atât de sensibil. Și, nu în ultimul rând, vreau să subliniez proiectele de parteneriat cu cunoscută asociație uștească Inițiativa Pozitivă din Republica Moldova, coordonată de doamna Inga Budcariov. Am dat aici și am avut proiecte și am mers într-o cercetare internațională de educație a adulților. Am dat-o ca bună practică la nivel internațional și colegii din Germania au apreciat-o foarte bine publicând-o la bune practici de reeducare a adulților din penitenciare. Și acest motto care are această asociație, care colaborează cu penitenciarele, inclusiv cu cei în domeniul educației celor cu bolnavi de tuberculoză și HIV-SIDA, are o tangență foarte apropiată cu procesul, cu cercetarea în cauză. Construim o lume în care valoarea absolută este viața umană. Și mi s-a părut destul de important să menționez acest lucru. Și de aceea consider că această cercetare s-a înscris în imperativele educației pentru societate deschisă, celebra frază, celebrul concept al lui filozofului Karl Popper. Și de asemenea, se raghează la multiple standarde internaționale, europene și naționale, în domeniul umbrelă al protecției drepturilor omului. Le-am văzut aceste concepte dezvoltate aici și
reiterez ce a spus și anterior cineva dintre colegi, că, într-adevăr, doamna coordonatoare, domeniul de cercetare, teorie generală a educației, câștigă prin acest eveniment pe care, la care stăm noi astăzi și prin cercetare realizată un practician abilitat din punct de vedere academic în cercetarea psihopedagogică. Subscriem la argumentele de început ale pretendentului referitor la faptul că societatea modernă se confruntă cu probleme nemai întâlnite în epocile anterioare, vizând relațiile între oameni, suportul social și emoțional redus. Pauperizarea s-a instat aici pe pauperizare, dar eu am adăugat aici și polarizarea societății noastre, înțelegerea eronată sau profanarea conceptului de democrație, libertate socială și morală, utilizarea așa în deșert, poate, a ideilor de moralitate și dreptate în scopuri meschine pe care le-am văzut aici în cercetare, toate generând în mod inevitabil atitudini, conștiințe și comportamente indezirabile, deseori intrând în conflict cu legea, precum a demonstrat societatea, dar și contextul, a demonstrat cercetarea, dar și contextul general social bine cunoscut sau mai puțin cunoscut de unii dintre noi. Avem argumente aici, începând cu pagina 11. Scopul cercetării care a fost aici deja vizat, considerăm că a fost în mare atins și este acel și s-a sondat ca rezultat calitativ de, cu greutate acel model, un model pedagogic de resocializare a deținuților și s-a realizat acest proces inclusiv prin realizarea etapizată, coerentă, logic, din punct de vedere logic, a obiectivelor cercetării, dintre care am menționat câteva aici, inclusiv obiectivele 3, 4 și 5 și recomandăm în acest context valorificarea multiaspectuală în continuare a rezultatelor obținute, dar și extinderea, aprofundarea variabilelor de cercetare la alte categorii de persoane social vulnerabile, al căror număr și diversitate, din păcate, sporește în mod alarmant, nu doar în țara noastră, dar și în alte zone europene și la nivel mondial. Suportul metodologic al lucrării a oferit date fezabile investigației, autorul valorificând de manieră aplicativă originală rezultatele unei munci asidui în domeniul educației din penitenciare. Menționăm aici numărul mare de resurse științifice și practice utilizate, relevanța metodelor empirice aplicate, precum și cele experimentale, s-au numit aici, astfel obținându-se date experimentale de ordin cantitativ și calitativ relevante și soluționându-se problema științifică de bază care vizează acele coordonate pedagogice despre care a întrebat doamna, ale resocializării tinerilor deținuți și modalitățile de realizare eficientă a procesului respectiv. Considerăm important și subscriem la faptul că valoarea aplicativă a cercetării rezidă în determinarea aspectelor definitorii și în analiza conceptului de resocializare a tinerilor deținuți, evaluare și evidențierea particularităților individuale ale personalității. Avem argumente foarte multe în teză, a factorilor riscului de recidivă, a valorilor și motivației spre schimbare a tinerilor deținuți. Rezultatele obținute completează și aprofundează cunoașterea științifică a acestui proces de resocializare, precizându-se caracteristicile de personalitate, specificul motivației spre schimbare și sistemul de valori existent la tinerii deținuți, detalii avem la pagina 19. Aderăm în același context și apreciem importanța concluziei pe marginea acestui aspect referitoare la aplicarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor, prin care s-au activat mai multe mecanisme ale dezvoltării personalității tinerilor, astfel cele mai multe transformări suportând acea latură axiologică
prin reconfigurarea ierarhiei valorilor și a particularităților dominante ale personalității, a propriei valori și a valorilor sociale. Deci, conform rezultatelor, modelul pedagogic deci, proiectat și valorificat a remodelat la tinerii deținuți acel proces de formare a valorilor social dezirabile, recăpătarea valorilor social utile individuale, dezvoltarea responsabilității prin formarea atitudinilor pozitive față de muncă, organizarea pregătirii profesionale, formarea atitudinilor și asimilarea unor cunoștințe, pagina 149. Toate cele analizate mai sus s-au bazat epistemologic pe o serie de teorii și concepte, dintre care le evidențiem pe cel de bază, resocializarea, al cărui evoluție și abordări a fost sintetizat în tabelul 1.1 de la pagina 27, urmat de referințe bibliografice concludente și bine interpretate. Orientările științifice privind comportamentul deviant al subiectelor cercetați, care au fost analizate la paginile 35-40 și includ aspecte legate de resocializarea prin educație și reeducație sau de acea transformare de conștiință și de conștiințe și comportamente despre care vorbim astăzi și resocializarea deținuților ca proces de însușire de către individ a normelor sociale sau reînsușire a normelor sociale și a valorilor culturale pe care nu le-a achiziționat sau interiorizat anterior suficient la nivel de exigență de conștiință și comportament. Ori valoarea, conform filozofului Estet Liviu Rusu, este anume acea exigență de conștiință de care au nevoie deținuții pe care i-a introdus, care a muncit și pe care i-a introdus în eșantionul de cercetare domnul Cepotari. Importanța specificului resocializării tinerilor deținuți analizată la paginile 41-47, investigată din perspectiva mai multor autori de referință, se impune prin coordonate axiologice de ordin clasic, cognitiv, afectiv și dinamic comportamental, luate după Alfiorov, de la pagina 45, și operaționalizându-se în mod specific prin valori prioritare. Poate și de demonstrat aici că familia, așa și la elevi și la studenți, și ne spun colegii noștri la simpozioane internaționale că este bine când Moldova, familia se menține în palmaresul, în prioritatea valorilor. Când discutam cu colegii din Olanda sau din alte părți ale lumii, unde familia era deplasată total din atunci când noi dădeam măcar 10 valori prioritare, urmată de serviciu, astăzi la tineri, chiar și cei care nu sunt deținuți, jobul nu mai face parte din valorile prioritare, la o bună parte și avem studii în acest sens, apoi de securitatea materială, educația, uitați că suntem în Săptămâna Națională a Educației și educația pentru dânșii este valoare, proprietate, ca valoare, dar în cheză s-a folosit locuința ca minim din proprietate, dar și alte valori ale umanitasului clasificate în viziune mai multor autori din țară și de peste hotare. La acest subcapitol, bineînțeles că abundă multe studii, dar fiecare va găsi și alte studii pe care eu, predând axiologie educației, bineînțeles că am căutat și alte studii pe care le folosesc nu cu caracter așa de mare pretenție sau nu știu ce, dar am căutat și pe Constantin Cucor și pe Păslaru, Constantin Cucor, teza de doctorat axiologiei educației, Vladimir Păslaru, principiul pozitiv al educației, unde atât de bine analizează acele crize de proprietate și de identitate care afectează evoluția personalității. Apoi, doamna distinsă, doamna Larisa Kuznetsov, cu principiul optim al educației, iarăși noi o cităm. Avem, dar sunt așa de multe studii, că nu le poate cuprinde dumnealui, le-a luat pe cele care s-au părut mai relevante, inclusiv din mediul rusesc. M-am gândit că sunteți persoană bilingvă, din, așa
că și lucrați, cred că și în mediul bilingv, dacă ați folosit surse, mă rog, doar inexplicabil a fost că ați folosit o teză, deci care are deja mai o singură resursă de la doamna, sau două, de la doamna Diana Antoci, care e 2017, ghidul cela, probabil teza atunci a fost scrisă mai înainte, deja înainte de a susține dumneiei teza de a publica monografia, doar așa mi-am explicat eu, fiindcă cele orientări valorice, dar, mă rog, înțelegem că a fost un proces de durată la lucru, la această teză și nu putem cuprinde necuprinsul. Ori dumneei vorbește despre adolescenți, dar perioada adolescenței, după ultimele studii, se termină astăzi la 24 de ani. Și pentru noi este o descoperire așa. Asta da, noi am început în 2017, îmi cer scuze. Da, de ce? Așa, ați folosit. Mă rog, mă gândeam că acestea ar fi adus opus valoare, dar pentru perspectiva cercetării dumneavoastră, perspectivele cercetării, ele rămân să fie în continuare valorificate. A pus domnul profesor întrebare legată de valori. Valorile sunt un concept cheie, atitudinile și valorile sunt, pot fi și sinonime în unele studii, dar ele determină în ultima instanță profilul personalității tinerilor deținuți, ați concluzionat și orientează deopotrivă comportamentul exprimat în trăsături de personalitate, atitudine, acțiuni, decizii și așa mai departe. Trăsăturile de personalitate, prin gradul lor de generalitate și implicate în structura personalității care se aseamnă cu valorile, au fost cercetate și au fost analizate, facilitând faptul și ducând la concluzia că valorile sunt criterii ale dezirabilului, iar trăsăturile de personalitate sunt caracteristici axiologice, instrumentale ale personalității. Acestea au fost accentele puse de dumneavoastră și, în final, la această parte teoretică s-a dedus de manieră convingătoare că resocializarea tinerilor deținuți este un proces foarte amplu și trebuie să conțină acele două componente. Și noi avem în școală disciplina, în loc, până acum am avut educație civică, acum avem educație socială și dumneavoastră ați spus pe primul loc această educație socială care se încadrează în contextul educațional actual din Republica Moldova, cu toate cele priorități, începând cu formarea responsabilității sociale, a deprinderilor de viață, învățarea meseriilor și așa mai departe, și continuând cu schimbarea comportamentală. Ați pus chiar accent pe această învățare transformatoare care a sumit-o dumneavoastră, reînvățarea normelor și valorilor prosociale. Ați demonstrat acest lucru. Condițiile și valorile pedagogice specifice ale resocializării tinerilor deținuți, pe care le-ați abordat în capitolul 2, demarează în mod justificat și coerent cu niște oportunități de cunoaștere ale particularităților individuale și ne-ați demonstrat dumneavoastră aici cât de bine cunoașteți aceste particularități individuale ale deținuților și ați adus și formația de psiholog, v-a ajutat enorm în acest sens, fiindcă ați adus o contribuție valoroasă, valorificând de manieră multiaspectuală și complexă aceste trăsături care sunt utile ca bază psihologică de ordin epistemologic în cercetarea pe care dumneavoastră ați realizat-o. Doar m-am întrebat aici de ce nu este și Erikson cu acele crize de personalitate, acel celebru psiholog pe care noi îl predăm la facultate și când a rămas actuală. Erikson cu crizele, începând de la criza de la 0-3 ani și terminând cu toate crizele. Și iată, aceste crize de personalitate, ele sunt în teză. Când dăm control F, deținuții se confruntă cu diverse crize. Dar crizele de personalitate la vârsta respectivă poate va fi un subiect de cercetare ulterioară. Studiul de caz pe care îl aveți este un punct foarte al dezvoltării personalității tinerilor deținuți, analizat la subcapitolul 2.2 pe pagine 65-76. Sunt un punct foarte de ordin metodologic în cuprinsul cercetării,
fiind suplimentate, în mod oarecum mi s-a părut mie reiterativ, adică chiar dacă ați accentuat, ați repetat, dar cu accente oportune, de valorile și principiile pedagogice în susținerele socializării la subcapitolul 2.3, pagine 76-84, chiar dacă noi, parcurgând teza, aveam parcă pe alocuri un deja viu, așa că parcă s-a mai pomenit de acest lucru, dar ați accentuat dumneavoastră și accentuăm și noi rolul fundamental al sistematizării structurale a principiilor modelului pedagogic de la pagina 79 și ca și concluzie esențială de la capitolul 2, o intervenție de cea care ține de procesul de proiectare a resocializării tinerilor deținuți, care poate fi realizat doar având la bază intervenții pedagogice fundamentate pe valori și principii pedagogice. Noi acum, fiindcă peste tot vorbim din intervenție la nivel social, la nivel pedagogic, proiectele, toate proiectele care le realizăm, începând cu cel didactic și terminând cu cele de intervenție la nivel global, toate trebuie să evidențieze aceasta și dumneavoastră ați realizat acest lucru fundamentat pe valori și principii acestei intervenții, fundamentate pe valori și principii pedagogice, asumate la nivelul dimensiunilor concrete, asta am apreciat, ale procesului de resocializare, care rezumă un ansamblu de norme, reguli, prescripții și interdicții. Deja aici apare diferit de ceea ce predăm noi la teorie educației, cele interdicții care trebuie să fie absolut inerente procesului educațional din penitenciare. Cu referire la capitolul experimental, evidențiem rolul crucial al obiectivelor trasate. Am menționat aici secvențial câteva obiective, începând cu cel de determinarea etapelor de organizare cercetării experimentale, este impresionant, selectarea celor metode, obținerea și analiza, interpretarea cantitativă și calitativă a informațiilor privind acele particularități individuale pe care mi le-ați ilustrat aici și chiar conform vârstelor care le aveți aici și a mecanismului de resocializare cu toate etapele, ele sunt un atu pe care noi nu putem neglija și v-a ajutat în ultima instanță să realizați acel obiectiv de implementare calitativă a programului de resocializare a tinerilor deținuți. Confirmăm originalitatea și complexitatea experimentului pedagogic desfășurat, acele multiple intervenții psihopedagogice realizate la nivel profesionist, care ne-a demonstrat specificul manifestării particularităților individuale și a valorilor semnificative la tinerilor deținuți în vederea resocializării și a prevenirii acelui risc de recidivă pe care îl accentuați dumneavoastră. S-au atestat în final, am urmărit acele diferențe semnificative dintre particularitățile de personalitate și valorile tinerilor deținuți în raport cu subiecții cu comportament normativ. Am văzut aceste demonstrații la nivel cu cote procentuale convingătoare. Ați accentuat și am urmărit aceste trăsături de personalitate precum labilitatea emoțională, impulsivitatea, anxietate, individualitate, controlul exagerat, care nu sunt doar pentru tinerii deținuți, ele se manifestă acolo, dar și printre tineri, chiar și universitari cu care noi lucrăm astăzi. Ele sunt și, așa dumneavoastră spuneți, comportamentul normativ, ele se evidențiază la acel comportament delicvent, dar și la tinerii comportamentul normativ, de asemenea, se atestă acel lucru. Cu excepția, dumneavoastră spuneți aici că profilul de personalitate diferă total din punct de vedere psihologic și moral de acelor cu comportament normativ și justificat, aveți aici două trăsături, pesimism și anxietate, general răspândite, din păcate, în societatea contemporană, pe care noi, educatorii, le atestăm la tineri de 20, 24, 26 de ani, pesimiști și anxioși,
așa cum noi nu i-am, cei care sunt din vârsta mea, îi pare că este ceva, ceva nu este în regulă și chiar nu este în regulă și de aceea fundamentul axiologic pe care s-a realizat experimentul și acea reconfigurare a ierarhiei valorilor și a particularităților dominante ale personalității, a proprii valori și a valorilor prosociale au deci, justificare nu numai de teoretică psihopedagogică, dar practică, așa cum ați parcurs experimentul. Diferențele statistic semnificative ale variabilor de dezvoltare a cunoștinților, recunoașterii sociale, a creației, a succesului, a riscului de recidivă, cu excepția trăsăturilor de personalitate și temperament, reprezintă cu adevărat un argument puternic în favoarea efectelor produse de modelul pedagogic de resocializare pe care l-ați prezentat aici cu amănunte și cu exemple care pentru noi ni se par foarte ușor așa ciudate, dar ele sunt atât de familiare pentru munca și pentru contextul în care s-a desfășurat experimentul, deci contextul penitenciar. Deci sunt toate toată analiza aceasta experimentală, vreau să o închei anume cu dovezile ample și convingătoare din anexele pe care dumneavoastră le-ați prezentat aici și detaliile formative statistice. Cele 9 anexe prezentate pe cele 117 pagini de anexe este sunt cuprinzătoare și absolut impresionante pentru noi, ca și cele 255 surse bibliografice consultate care au servit deci, ca argument științific foarte pentru concluzia noastră finală. Redactarea, un alt criteriu de analiză, redactarea conținutului și a structurii tehnice s-a realizat conform normelor actuale stabilite de ANACEC. De asemenea, constatăm că s-au respectat normele etice și deontologiei profesionale. Am participat la expertiza lucrării și la etapa anterioară, la una dintre etapele anterioare. Am văzut, am remarcat îmbunătățiri sensibile, am văzut că ați fost flexibil, ați ținut cont de acele recomandări și ați avansat. Textul are o structură și un conținut calitativ deosebit de cei ce am văzut noi la prima etapă și ne-ați convins că dețineți abilități profesionale, psihopedagogice avansate, calități morale deosebite și am evidențiat din cele pe care le dați dumneavoastră ca model, le oferiți pentru deținuții cu care lucrați, responsabilitatea, perseverența și onestitatea. Redactarea lingvistică s-ar fi putut efectua mai calitativ, dar aceasta nu diminuează calitatea cercetării pe ansamblu. M-am pus aici, cred că sunteți o persoană bilingvă, sunt multe calchiere și sursele lusește în abundență. Asta este, acesta este contextul nostru pe care colegii, că dacă ați spus că sunt și de România, probabil nu îl înțeleg până la urmă, dar aceștia suntem noi și dumneavoastră ați făcut cercetarea aceasta în contextul pe care îl reprezentați. La indicatorul publicației de autor considerăm că este foarte bine, 22 în total, 5 articole științifice și 17 comunicări la conferințele internaționale și naționale. La indicatorul concluziile pe capitole, dar și cele generale, inclusiv recomandările, considerăm că sunt foarte bune. Și am evidențiat aici câteva concluzii pe care le considerăm bine formulate și ne raliem la acestea, inclusiv la cea referitoare la valorificarea cât mai intensă a modelului sau extinsă a modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți, promovarea experienței de lucru din diverse medii naționale și internaționale în domeniul implementării modelului, monitorizarea sistematică a activității educaționale de resocializare și așa, dar și cele care țin de publicarea, valorificarea prin diferite lucrări
a rezultatelor cercetării dumneavoastră, inclusiv o monografie care este de așteptat și care credem că o să o faceți în timpul apropiat. Am oferit din extensul aici câteva concluzii care le considerăm de perspectivă, deoarece acestea includ perspective foarte importante de ordin acțional aplicativ, dar și de extrapolare la sectorul normativ legal, doar că aici nu a fost nu am văzut la concluzii ceva specific la acest sector normativ legal care trebuie și el perfecționat, fiindcă din ceea ce cunoaștem noi, începând cu condițiile penitenciare și atitudinile de care se văd aici, sau poate sunt doar senzațiile pe care noi le ascultăm la știri, dar ele tot trebuie, avem aici la când am scris raportul de preintegrare și la capitolul educație, recunosc că am colaborat și acolo am avut, noi nu am răspuns, începând cu justiția, care mi-a dat punctaj foarte mic, reforma justiției care nu se mai termină și educația din penitenciare, atmosfera de acolo și nemai vorbim de ce se întâmplă în penitenciarele din regiunea transmistreană. Începând cu traumele și terminând cu tortura, aici sunt lucruri care deci, lucrează împotriva tuturor eforturilor noastre psihopedagogice pe care dumneavoastră le-ați inclus în lucrare. Nici limitele cercetării nu au fost semnalate, deși noi le putem deduce lejer și a fost pusă întrebarea aceasta, care ține, eu m-am gândit de cele expuse, dar și de profilul nostru de expertiză psihopedagogică. În concluzie, pe baza diversului evaluativ realizat, ne pronunțăm pentru conferirea titlului științific de doctor în științele educației domnului Stanislav Cebotar. Am pus câteva întrebări, aici doar selectez pe unele. Prima, ne puteți oferi o definiție sau proprie sau o abordare explicativă, rezumativă, specifică a procesului de resocializare ca și concept de bază studiat și valorificat amplu de către dumneavoastră, cu caracter concluziv în baza conceptelor cheie. Una am pus-o, de ce totuși nu ați insistat asupra dificultăților? Sau m-am gândit că poate sunt niște secrete acolo ale meseriei care nu trebuie puse dificultăți, zic, noi le spunem secrete de stat, dar dumneavoastră aveți secrete care nu poate, că nu am întâlnit aceste dificultăți sau probleme cu care v-ați confruntat și ele au fost. Și dacă se pot câteva, ne-ați răspuns la câteva, totuși, în mod curent, dumneavoastră sunteți și în calitate nu doar de psiholog, dar și de manager, adică aveți abilități manageriale și în domeniul acesta să ne spuneți în mod curent, iată, post-cercetare, cu ce impedimente majore vă confruntați în domeniul managementului procesului de resocializare, de socializare și resocializare a tinerilor deținuți la diverse niveluri pe care nu le-ați vizat în text, în mod direct. Felicitări cordiale cu ocazia evenimentului final de susținere publică, dumneavoastră, domnule Stanislav Cebotar și doamne conferențiar, dr. Ireta Rusu. Vă urăm mari succese în continuare. Da, vă mulțumim, doamne, doctor habilitat profesor Viorica Goraș-Costic, pentru referința atât de detaliată, putând dumneavoastră răspundeți la întrebările care au fost puse. A fost două întrebări, așa să înțeleg. Da, eu am patru, două, da, la deci am rămas la cele două, că două s-au deja discutat. Da, mă rog. Secretele? Da? Nu spun secretele? Nu spun secretele. Nu spun secretele. Nu spun secretele. Care mă îndură din 2001. Eu lucrez cu deținuță. Eu vin acasă și m-au afectat așa de mult personalitatea dumneavoastră. Uneori cad jos din mașină, dar ajung acasă, eu mă... Impedimentele sunt în dreptul
de ordin, deci consumul dumneavoastră este exagerat. Acela este cel mai efort. Și ea știe că înapoi la ora 5 dimineața trebuie să fiu curat, frumos, călcat, îngrijit și înapoi pregătit. Concret la prima întrebare răspundeți. Domnul, când vine seam, dumneavoastră ne spuneți. Resocializarea aceasta, așa cum o aveți dumneavoastră în mod concluziv, deci se ne duce la ABCD. Resocializarea. În primul rând, eu văd ca norme și valori. În primul rând. Respectarea normelor și valorilor prosociale. Și numai cât axat pe educație socială și pe schimbări comportamentale. Așa. Da? Și în special tinerilor care sunt în conflict cu legea. Noi de multe ori uităm păi, să vorbim, da. Să spunem lucrurile astea, tinerilor care sunt în conflict cu legea. Știți care e problema cea mai mare? Problema cea mai mare, că îi spun, dați-mi meserie, lasă-mi să fii mai, cât de cât mai nevoioasă, dar să fii meserie care ne aduc în zenit stabil. Da? Care cât de cât, noi să ne ducem acasă la pui cu ceva în buzunar. Să nu ne ofensați cu salarii, birja muncii, nitrimetri, duceți-vă, vă angajați acolo cu 5.000 salarii, dar cu 7.000 de mii. Am deținut pe stradă care nu vrea să muncească deloc. Asta e nu e. Alt aspect. Știi, a venit, eu zic că ai stat de două ori și până la urmă îți convine dacă nu vrei deloc să te angajezi. Nu vrea să angajezi. Uitați-vă... Zici că ce m-am mărâs cu salariul, dar măcar cu ceva, de ce stau eu cu grijă că ai să intri, că există și sunt care au învățat... S-au dezvățat a muncii în... Da, nu, uitați-vă, sunt care au învățat... Sunt care au învățat prea multe drepturi și obligațiuni. Așa. Și drepturile știu, dar obligațiunile până la urmă le respect. Asta e paradoxul. Mulțumim. Alte impedimente, acolo în procesul de management din penitenciar. Foarte greu sunt motivați să vină la, adică în special când am venit în 2001, foarte greu erau motivați să vină la programe. Ce spuneau ei? Mi-au ars școala, la noi mi-au ars școala, la noi eu n-am avut răbdare să stau în bancă, pe mine învățătoare m-a fugărit de la școală, pe mine m-a, uite așa, încet ușor eu am început să-l dezvolt voința. Dar cum spuneți că educația o valoare? Înseamnă că pentru dânsul învățarea și școala... Încet ușor eu am început să-l voința. Știți unde m-am inspirat în materialul doamna Muslițchi Valentina, adaptarea școlară, da? E reușită școlară, din ce cauză există ea. De la copii. Da. Vei vorbești despre școlară, dumneavoastră s-a ridicat la... Da. Eu numai decât coboram la copii, în toate crizele din vârstă, după aia Ericssonii, îmi cunosc. Da, vă mulțumim frumos și oferim cuvântul lui referentul oficial Pante Oleg. Deci știți că după 20 de minute referent oficial, nu mai mult. Eu zic că până ajung la dumneavoastră... Da, deci nu mă supărați... Zic până ajung la dumneavoastră, o să vă spun câteva lucruri interesante la care m-am gândit acum. Am remarcat sarcoma ăsta pe care l-am afișat în lumea sa, sarcoma pe care mă gândeam, dar mă lucrurile de la noastră dumneavoastră, tot sunt pentru ședință. Poftim? Sarcoma, da, dar mănușele sunt pentru ședință, care sunt la capul meastră, de bără. Nu te-am văzut. M-am așezat și nu te-am văzut. Dar poftim, ofer cuvântul domnului Pante Oleg, doctor în drept, conferențiar universitar. Poftim. Bună ziua, onorată asistență! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat și eu că am oportunitatea de a participa în calitate de referent oficial la alături de profesioniști din domeniul științei educației. Eu, de fapt, fac parte dintr-un alt domeniu, din domeniul dreptului, dar am avut tangență direct și indirect cu ceea ce se numește procesul de resocializare a persoanelor private de libertate. Vreau să vă spun din start că, și mă grăbesc să reafirm că vis-a-vis de acest proces de cercetare pe care l-a realizat domnul Stanislav Cibotari, să vă spun că lucrarea lui este una meritorie. Are o valoare științifică și constituie o bază solidă pentru acordarea titlului de doctor în științe ale educației. Sigur că noi putem discuta multe, dar într-un termen scurt nu pot ca să nu încerc să prezint câteva argumente. În primul rând, despre faptul că tema este una relevantă atât la nivel național, cât și la nivel internațional. La nivel național, ea este relevantă de 30 de ani, de 33 de ani deja, al 33-lea an. În sistemul de justiție și în sistemul de poliție se vorbește dintotdeauna despre rolul și importanța educației penitenciare.
Și acum o să mă deplasez de la discuții la realități. Niciodată în 33 de ani, educația nu a fost o prioritate pentru sistemul de justiție și pentru sistemul polițienesc. Întotdeauna în instituțiile private de libertate, prioritatea a avut siguranța deținerii. Întotdeauna, și e important și asta, nu putem pune la îndoială că nu avem nevoie de siguranță, da? Pentru că rolul pedepsei, rolul izolării unei persoane este și ca să asigure siguranța socială și că de altă parte, așa cum a spus pretendentul, viitorul doctorant, resocializarea persoanelor prin schimbare de comportament. Atunci când se întâmplă vreun incident de tip conflicte dintre deținuți, conflicte dintre deținuți și personal, să știți că exact atunci toată lumea își amintește că dar și-au făcut educația. Ce au făcut cei de la educație? Cu ce s-au ocupat cei de la educație? Deloc întâmplător am și pus întrebarea domnului Cipotar dacă cumva a actualizat o corelație dintre sistemul educațional care există azi, în anul 2024, cu modelul pedagogic pe care l-a propus domnia sa. Dincolo de toate, vreau să subliniez că problema lucrurilor private de libertate, știți că n-a apărut în vizor? Atunci când au început să apară primele hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, Republica Moldova, pe problema care? Condiții precare de detenție, atunci când nu ții omul în niște condiții neomenești. Atunci când nu oferim hrană oamenilor din detenție, atunci când nu le-am oferit un sistem medical corespunzător, o asistență medicală, și desigur, atunci când nu ai venit să oferi programe de educație, și nu oricare programe de educație, dar programe educative individualizate, da? Identificăm care este problema persoanei, identificăm problematica și în funcție de problematica identificată, stabilim un plan individualizat de resocializare, corelat cu ceea ce a spus pretendentul la evenimentul de astăzi. Dincolo de asta, trebuie să acceptăm că în societate închisorile sunt și, din păcate, rămân un subiect tabu. Dincolo de asta, în închisori lucrează angajați, în închisori se dețin oameni și, cu regret, societatea uită că, după o perioadă petrecută în detenție, acel tânăr de 7 ani se întoarce în comunitate. Cu regret, există așa o percepție comunitară că la Chișinău se termină viața. Știți de ce? Pentru că chiar dacă în perioada de detenție vii cu cele mai inovative programe interesante, care produc rezultate, programe care au trecut prin niște experimente și care vin și le confirmă, unde oameni buni. Noi 20% putem să coborâm riscul de recidivă. Dar o să vorbesc mai departe despre riscul de recidivă, care la fel este destul de, o valență destul de importantă. De ce zic că viața se termină la Chișinău? Pentru că el pleacă în comunitate și întrebarea este ce facem cu această resocializare lui în comunitate? Cine îl preia? Are cine să-l preia în comunitate, în sat, în oraș? Avem asistent social pregătit? Este administrație publică locală și primar care e dispus să implice deținutul, să-l integreze în comunitate? Pentru că dacă pleacă în închisoare, lasă pe cineva în sat. Când se întoarce acasă, nu este expus să mai găsa să primi acasă. Sau să nu fie primit acasă, să nu fie acceptat acasă. Vreau să revin un pic la un proces destul de sensibil, care se numește riscul de recidivă. Mie mi-a plăcut foarte mult că rezultatele experimentelor realizate de domnul Cipotar au stabilit că dacă punem în aplicare modelul pedagogic propus de domnul Cipotar, noi avem posibilitatea să coborăm cu 20% rata riscului de recidivă. Marea problemă a comunității care nu știu de ce până astăzi nu se rezolvă, deși s-au bătut alarme de multe ori, este că în 34-33 de ani de independență, niciodată în Republica Moldova nimeni nu a evaluat riscul real de recidivă. Eu mă refer la exact așa cum se întâmplă acum cu recenzarea populației, recenzământul, să vrea cineva să zic, oameni buni, în locurile private de libertate, azi avem 6.900 de oameni, de exemplu. Da? Eu cred că la 6.900 de oameni putem stabili un risc de recidivă pe ultimii 5 ani de zile. Dacă noi putem evalua și stabili recenzarea la 2 milioane, 3 milioane de oameni, de ce n-ar putea? Deci noi, atenție, noi asta avem. Toată lumea în lucrările pe care le-am mai citit eu, inclusiv în teze de doctorat, fac trimitere la riscul de recidivă din Marea Britanie, 67%. Ok. Sigur că dacă în Marea Britanie 67%, știind unde trăiești și cum trăiești, îți dai seama că cumva la noi ești mai grav. Astăzi domnul Cipotar a prezentat o cifră alarmantă. Că domnul Cipotar a spus 90% și cât de procente recidivă. 96%.
96% riscul de recidivă. Deci, atenție, doar 4% nu se întorc în închisoare. Nu se întorc în locul privativ de libertate. Vreau să vă spun că asta e o problemă foarte și foarte și foarte gravă. Avem nevoie de strategii la nivel de guvern. Avem nevoie de politici sănătoase, când zic de politici sănătoase, da, politici sănătoase la nivel de autorități. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, nu trebuie să trecem cu vederea și la Ministerul Protecției Sociale, da, 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 educație și cercetări. Și nu doar grupuri de lucru, care sună foarte frumos. Eu vreau să vă spun că noi avem o perfecționare în domeniul legislației penale și execuțional-penale, chiar destul de bunicei, mă rog. Și acum, când vine vremea să punem în aplicare mecanismele care există și care sunt scrise pe foaie foarte bine, nu știu de ce, ele nu prea funcționează. Ele nu prea bine. Vreau să vă zic că am mai identificat ceva foarte interesant în lucrarea domnului Cimitari. Aproape că în toate lucrările care le-am mai citit eu, lucrările de master în mare parte, pentru că teze de doctorat, în resocializarea persoanelor de detenție, deși pretendentul scrie în lucrare și în teză, scrie la pagina 83, că avem multe și mărunte, nu este chiar așa. De master sunt foarte multe, e adevărat. Și la dumneavoastră, la Universitatea Creangă, și la USM, de unde vin eu, și în alte instituții, absolut. Dar în teză de doctorat, nu prea avem. Și trebuie să recunoaștem că nu prea avem. Ce este, avem niște proceduri operaționale pe care le are Ministerul Justiției, pe care le are Institutul ăsta de probațiuni, pe care le au Ministerul Educației și Cercetării. Și aici tot. Deci, teză cercetări științifice nu avem. În lucrările în care le-am citit, pregătindu-mă să vin la evenimentul dumneavoastră, am găsit o abordare paradoxală a procesului de pregătire pentru eliberare. Atenție! Noi discutăm despre închisori, când închisori, deci privând de libertate oamenii, în închisori îi pregătim pentru eliberare. E adevărat, dar toată lumea știe că noi vorbim de... Știți care e paradoxul? Chiar mi-a scris aici. Deci noi pregătim oamenii pentru viața liberă prin privare de libertate. Așa înseamnă. Deci noi îi pregătim pentru viața de libertate, privând de libertate, da. Le dăm în notul oxigenului, nu le dăm voie să... Pentru mine e o idee și o concepție, cel puțin îndoieli. Corect. De ce? Pentru că privând omul de libertate, tu nu prea l-adaptezi la libertate. Privând omul de libertate, tu l-adaptezi ceea ce spunea domnul Stanislav Cedotare, nu care. L-adaptezi la niște valențe ale lumii criminale. Da, domnul Cedotare, care la fel este una din problemele, este una din răspunsul la întrebarea pe care ați formulat-o dumneavoastră. Subcultura criminală are un impact semnificativ asupra la tot ceea ce numim noi proces de resocializare, inclusiv motivarea persoanelor deținute, tineri, ca să vină la program. M-am bucurat că lucrarea... Tinerii din pătra socială de jos, fără subcultura criminală de sus. M-am bucurat că autorul lucrării a venit și cu o idee interesantă, o idee revoluționară, o viziune total diferită de mecanica clasică care există. Ce aș fi vrut să mai găsesc în lucrare? Dar cred că domnul Stanislav Cibotar nu își încheie aici cel pe termen. Unde eu nu am găsit răspuns la întrebarea cu, care este altceva decât o întrebare cardinal metodologică. Și aici am găsit răspunsul la Basarab Niculescu, un autor remarcabil român, care spune că săgețele cunoașterii sunt disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare și transdisciplinare. Tocmai consider că autorul lucrării ar fi putut în conținut să vină și cu o abordare a secvenței interdisciplinare. Nu pentru că eu vin de la drept și aș fi vrut să fie cumva reliefat și dreptul, dar din momentul în care vorbești despre un om privat de libertate, ar fi bine să găsești teze despre responsabilitate, răspundere, pentru că el nu ajunge acolo adus cu elicopterul. Deci un om care ajunge în închisoare, vine și răspunde pentru ceva. Și ajunge pentru că există o sentință a judecătorului, așa-i? De asta m-am gândit. Dincolo de asta, am considerat că autorul ar fi putut să facă și o analiză a secvenței interdisciplinare, pentru că abordarea interdisciplinară, de fapt, este o abordare de rețea. O cunoaștere
unde exact sunt conectate și alte entități, precum sunt psihologia, științele educației. Și aici trebuie să recunosc că de foarte multe ori soluția într-o normă legală și într-o lege o poate oferi exact inteligența omului. Educația nu neapărat întotdeauna soluția pentru o lege, pentru o normă bună, vine din partea legiuitorului. Exact soluția, pentru că eu pot să dau o lege bună, eu am nevoie de ajutorul educației. Ca legea pe care o dau eu să fie una funcțională. De asta ziceam despre abordarea asta interdisciplinară a problemei pe care ar fi putut să o facă autorul. Dincolo de asta, vreau să zic meritul excepțional al pretendentului la titlul de doctor în știința în educației este de a se adapta pe ajustarea sau edificarea unui concept absolut nou pe care l-ați promovat, pe care l-ați dezvoltat, deși citind concluziile și recomandările, nu am înțeles de ce ați vrut să deveniți atât de modest. Atunci când scriți la recomandări, ați relefat 7 recomandări, atunci când scriți recomandări, trebuie să scriți exact ce, unde, când, concret. Deci, eu programul, mă duc programul la Ministerul Justiției, eu merg cu doamna Veronica Mihaiu și spun, doamna Mihaiu, iar este un program care poate fi util ANP-ului, care poate fi. Deci, și vă încurajez la sfârșit, după ce publicați lucrarea, să mergeți să faceți un cadou și Ministerului de Resort, ANP-ului, să le faceți un cadou, pentru că chiar este o lucrare meritorie și aveți cu ce vă mândri. Mă bucur că pot încheia cu ceea ce am spus inițial, faptul că titlul care este spus dezbaterii de doctor în știința educației este un titlu bine meritat de autorul tezei, raportul. Da, mulțumesc. Poftim, dumneavoastră, întrebări nu aveți, mulțumesc. Eu le-am formulat ca idei, doamnă. Da. Mulțumesc că ați compensat timpul la... Da. Bine, luați loc. Bine, trebuie să fie și mulțumesc. Să ofer cuvântul mie vorbește mai mult. Comisii științifice, a Consiliului Științific Specializat. Poftim domnul profesor George Constantin. Mă urmează doctorant care a plecat, da? Da, eu nu știu. Mă urmează de ce vă mulțumesc că, eu știu, mi-ați propus, eu am acceptat ca membru al Consiliului Științific Specializat. Domnul profesor spunea acum la început că, la început, este sfârșit că teza este actuală din mai multe puncte de vedere, dar la capitolul, numărul de teze ce ține de subiectul care a fost abordat, este, eu preparat asist așa, la susține, chiar dacă sunt membru a seminarului științific de profil și mai departe, eu nu prea țin minte să avut așa teze de această direcție, da? De ce? Este una foarte, foarte, și foarte importantă și eu știu, noi suntem la curent cu situația din societatea noastră. Nu întâmplător am pus întrebarea dacă ce mai bine atunci bolnavul să-l lecuim sau să-i prevenim boala, da? Adică mult ar trebui de lucrat, îmi pare mie, la capitolul, eu știu, profilaxie, decât pe urmă să... Dar odată ce am nimerit situația dată, noi trebuie să pregătim oamenii pentru societate zi cu zi. De ce? Avem foarte și foarte multe probleme în acest sens. Lucrarea prezentată de pretendent, eu l-am ascultat cel puțin de 2 sau 3 ore, dumnealui foarte mult aici salutat. El s-a suferit foarte mari schimbări în ultimul timp, eu țin minte de la înainte de seminar, după catedră, pe urmă la seminarul științific de profil. Doctoratul este o persoană foarte și foarte responsabilă și sensibilă la toate observațiile care le face și vrea cam toate să le încadreze în teza așa, în lucrarea așa sensibilă, lucru care, de fapt, nu este posibil. Noi deseori ne aruncăm prea multe laturi, vrem să coapcăm, dar atunci se pierde sensul, eu știu, esența lucrării. De aceea, nu o să vă obosesc prea mult, lucrarea a fost esențial îmbunătățită. Este mulțumit de factori, de material factologic, da? Este prezentat prin cifre, tabele și mai departe. Teza a fost foarte bine îmbunătățită în ultimul timp, repet, după seminarul științei de profil. Este foarte bine ilustrată, ceea ce face ca ea să fie înțeles mai bine. Acele recomandări, bineînțeles, sunt foarte bune, ele mai pot fi îmbunătățite.
De ce voi ca membri, eu ca membru al Consiliului Științific Specializat, o să votez cu amveniment pentru conferirea titlului științific de doctorul științei educației, faptul că vreau să vă felicit pe dumneavoastră, conducătorul științific, catedra la care ați lucrat. Repet, o dată, că o persoană foarte și foarte responsabilă și minut în minut, dacă a spus, vede că e o pregătire militară, eu știu, dacă i-a spus la 11 regiții, aduce aminte să venim cu filmatul, dumneavoastră la ora 11:10 deja era și am sugerat că trebuie să invităm oamenii cu filmări. Așa că este în mediu și atunci acolo. Da, vă mulțumim frumos. Să fie cuvântul doamnei Călăraș. Dacă nu aveți întrebări, nu aveți și Moftima de doamna președinte, onorată asistență, prezint atenție dumneavoastră avizul la teza de doctor în pedagogie elaborată de domnul Cipotar Stanislav cu tema coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți. Actualitatea temei este evidentă, deoarece criza globală a societății postmoderniste, în concordanță cu dezvoltarea și implementarea prea rapidă a tehnologiilor informaționale moderne, influențează preponderent negativ societatea umană la nivel macrostructural. La nivel microstructural, restructurarea familiei contemporane, climatul conjugal tensionat, conflictele intra- și intergeneraționale, insuficiența locurilor de muncă bine plătite, creșterea șomajului, migrația părinților, lipsa sau insuficiența comunicării relaționării vii, deprecierea și substituirea valorilor general umane și familiale, lipsa și insuficiența modelelor comportamentale adulte de mediu urmat, provoacă probleme psihosocio-educaționale majore în familie, școală, comunități și sporește creșterea ratei infracțiunilor și criminalității în rândul tinerilor. Astfel, cercetarea realizată se înscrie perfect în coordonatele științelor educației și direcțiile de cercetare din Republica Moldova și abordează problema cercetării ce vizează resocializarea eficientă a tinerilor deținuți. Scopul cercetării rezidă în fundamentarea teoretico-aplicativă a coordonatelor pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți prin elaborarea, implementarea și validarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți. În acest context, remarcăm corectitudinea elaborării aparatului științific categorial, care reflectă gândirea științifică strategică a doctorandului și, nu în ultimul rând, coerența etapelor de cercetare. Analiza tenzii prin urmărirea realizării scopului și obiectivelor cercetării mi-a permis să observ logica acesteia. Astfel, în reperele teoretice, doctorandul elucidează originea, evoluția și esența conceptului de resocializare, argumentează relevanța resocializării tinerilor deținuți, analizează relația dintre conceptele de socializare, resocializare și educație, explică specificul procesului de resocializare a tinerilor deținuți ca un complex de acțiuni și intervenții educaționale, psihologice, sociale, juridice asupra persoanelor aflate în detenție cu scopul transformării comportamentului acestora în raport cu normele și valorile acceptate în societate în vederea reintegrării sociale și prevenirii recidivei. O atenție deosebită merită următoarele aspecte elucidate în capitolul teoretic. Precizarea conținutului procesului de socializare a tinerilor în raport cu aspectele și mecanismele socializării ca proces continuu. Clarificarea conceptului de resocializare din perspectiva multidisciplinară și din perspectiva mai multor cercetători din diferite spații academice. Evidențierea etapelor de resocializare și a barierilor fundamentale ce împiedică procesul de resocializare. Elaborarea definiției de resocializare a tinerilor deținuți. Explicarea premiselor psihosociale ale comportamentului deviant și consecința acestuia, comportamentul criminal. Identificarea și explicarea orientărilor valorice care joacă rolul de mecanisme regulatorii și de finalități în procesul de resocializare a tinerilor deținuți din perspectiva structurii personalității umane și din perspectiva mediului sociocultural. În capitolul experiențial, cercetătorul a analizat particularitățile de vârstă și particularitățile individual-tipologice ale personalității tinerilor deținuți cu vârsta de 18-25 de ani, a explicat impactul mediului primar-familia
și impactul mediului secundar, prietenii, școala, comunitatea și societatea asupra dezvoltării formării comportamentului infracțional la individ, a prezentat studiul de caz cu scopul dezvăluirii genezii dezvoltării personalității tinerilor deținuți, precum și cu scopul proiectării elaborării strategiei de resocializare acestora. Tot aici cercetătorul a precizat și explicat taxonomia principiilor de resocializare a tinerilor deținuți, care au servit drept componente structurale în elaborarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți. O valoare deosebită al capitolului experiențial reprezintă prezentarea textuală și grafică a instrumentelor psihopedagogice aplicate cu scopul cercetării a trei dimensiuni interconexe cu impact decisiv asupra personalității și conduitei deținutului. Prima, evaluarea personalității deținutului și a mentalității acestuia. A doua, evaluarea sistemului de familie și a treia, evaluarea relațiilor individului cu mediul social. Capitolul experimental are o valoare aplicativă incontestabilă, aici este descris și explicat experimentul psihopedagogic de constatare asupra unui eșantion reprezentativ format din 307 subiecte, care a scos în evidență particularitățile individual-tipologice specifice infractorilor, cognițiile, comportamentele și orientările valorice ale tinerilor deținuți. Tot aici găsim prezentarea grafică și descrierea textuală a modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți, care a fost valorificat cu succes în demersul experimental formativ prin implementarea programului de resocializare a tinerilor deținuți. Cert este faptul că modelul pedagogic reprezintă un instrument cu valoare teoretico-aplicativă evidentă și include coordonatele epistemologice și metodologice de formare a orientărilor valorice și a comportamentelor prosociale la deținut cu scopul diminuării riscului de recidivă. Prezintă interes științific și valoare aplicativă structura, conținutul și strategiile psihopedagogice ale programului de resocializare a tinerilor deținuți, realizat prin 47 de ședințe. Prin urmare, analiza comparativă a rezultatelor obținute în etapa de verificare, validarea experimentului pedagogic, care a reflectat faptul că aplicarea modelului pedagogic a activat mecanismele dezvoltării personalității tinerilor deținuți, cu cele mai vizibile transformări asupra reconfigurării ierarhiei valorilor personale și prosociale și a particularităților dominante ale personalității sale, cogniții, emoții, atitudini și comportament. Cu scop de confirmare eficienței procesului complex de resocializare a tinerilor deținuți, cercetătorul a prezentat studiul de caz cu privire la geneza actului infracțional și procesul de reintegrare socială completă realizat în baza monitorizării subiecților într-o anumită perioadă de timp, confirmând astfel faptul că etapa post-penitenciară de reintegrare socială se bazează pe activități de corecții psihosocio-educaționale realizate cu tinerii deținuți la etapa penitenciară. Reșind din cele relatate, menționăm că scopul, obiectivele și ipoteza cercetării au fost reușit soluționate prin elaborarea și validarea modelului, valorificarea și validarea modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți, inclusiv prin implementarea, valorificarea programului de resocializare a tinerilor deținuți. Ambele instrumente fiind bine corelate și fundamentate epistemologic, în partea teoretică și metodologică a cercetării. Structura tezei corespunde cu cerințele stipulate în ghidul ANACEC, conține toate elementele componente. Totodată, cercetarea conține 19 tabele, 15 figuri și 9 anexe care completează substanțial conținutul tezei. Instrumentele ale cercetării teoretico-aplicative au fost bine fundamentate din punct de vedere științific și validate în demersul investigativ realizat. Concluziile la capitole sunt ample și reflectă vădind conținutul acestora. Concluziile finale și recomandările sunt realizate în conformitate cu scopul și obiectivele cercetării. Bibliografia este vastă, conține 255 de surse, inclusiv electronice, în 3 minute.
și documente de politici educaționale și legislative în domeniul SAR. Teza, la teză sunt anexate declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul doctorantului. Concluziile generale și recomandările sunt concludente și reflectă rezultatele științifice teoretice aplicative ale cercetării din domeniu. Recomandările sunt bine formulate și utile pentru mai multe categorii de beneficiari, psihologi, psihopedagogi, consilieri educaționali, consilieri școlari, consilieri de familie, asistenți sociali, educatori, specialiști în resocializarea penitenciară, șef de penitenciar. Interesul și aportul doctorantului privind proiectarea și asigurarea procesului de resocializare a tinerilor deținuți este semnificativ și materializat în 22 de lucrări, 8 articole în reviste, 9 articole în conferințe și alte manifestări științifice și 5 cărți de specialitate, ghiduri metodologice și programe. Astfel, confirm că, prin intermediul cercetării realizate, doctorandul a creat un ansamblu de valori științifice care merită să fie promovate cu Așadar, în conformitate cu cele expuse în textul științific al lucrării și cu valorile elaborate în cadrul cercetării, considerăm că domnul Cebotar Stanislav merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în științe pedagogice la specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației. Felicitări cu această realizare frumoasă, dumneavoastră și doamnă. Da, vă mulțumim, doamna Călăraș. Și ofer cuvântul doamnei Rusnac, Svetlana. Să facem să mă schimb că camera stai... Deci, stai acolo, să vă vedem. Da, da. Bine prelucrată și redactată în așa fel, încât să corespundă în linii majore, nu că mari, tuturor cerințelor reglamentare și să aducă în valoare cercetarea care s-a efectuat mai mult timp de către doctorandul Cipotar Stanislav. Vreau să vorbesc despre faptul că problema este foarte relevantă, foarte actuală pentru contemporanitate. Este undeva curajoasă, fiindcă dacă vorbim despre resocializare, dacă vorbim despre reintegrare, despre reeducare, deci, adică, e cumva poate mai oportună o temă. Când vorbești de resocializare, că toată lumea și toată știința vorbește că resocializare este un proces care foarte rar aduce la succese, într-adevăr, este vorba atunci despre un efort foarte mare al doctorandului de a încerca acest program pentru a ajunge la careva rezultate. Dar curajul trebuie să fie răsplătit măcar prin faptul că deci, acest program poate, într-adevăr, să fie dezvoltat, trebuie să fie susținut și chiar dumneavoastră, ca și un om care ați văzut lucrarea asta în detaliu, ați putea să fiți un om care veți face advocacy în favoarea ca acest program să fie promovat în continuare. Îmi pare foarte rău atunci când se scriu lucrări bune de doctorat, se emit, se fac lucrări care deci, pot să fie implementate în cadrul educațional, ele vin, că vin la școală, vin într-un grup, vin într-un manual, într-un curriculum a educației formale, deci școlare și așa mai departe, universitare. În cazul dat, programul ăsta poate să rămâie pentru nimic elaborat, făcut cu un grup și lăsat deoparte. El trebuie să fie promovat. Totodată, deoarece s-a lucrat destul de intensiv asupra acestui program și autorul acum a văzut rezultatele de a generalizat, nu știu ce înseamnă când ajungi la a scrie teza, cât nu ai lucrat atunci când începi să redactezi ultima dată, vezi toate aturile pe care le-ai făcut tu. Eu cred că însăși doctorandul trebuie să continue această cercetare, să nu se ducă de la acest angajament de a rezolva această problemă, fiindcă prezintă, în primul rând, un
cercetător cu experiență practică în domeniu. Noi avem aceste experiențe în cadrul cercetărilor din domeniul psihologiei penitenciare din România și cred că ați putea să fiți unul dintre cei care va dezvolta acest domeniu pentru Republica Moldova. Deci hai să încep să vorbesc la faptul că este formulat aparatul metodologic în cel mai corect mod. Este clar că aici s-a lucrat destul de bine împreună cu conducătorul după toate structurile prin care a trecut teza și astfel sunt niște formulări corecte, corespunzătoare recomandărilor față de o teză de doctorat. Deci, tema autorul s-a angajat într-o cercetare teoretică în care a încercat să caute cât mai multe surse. Bine, în cadrul de însemnare aș putea să spun că există și literatură la nivel internațional, dar recunoașterea de limba engleză undeva v-a oprit ca să vedeți acest fond bogat de literatură, că acum noi avem acces la bază de date electronice cu publicații de ultimă oră. Cu toate că eu, deoarece sunt în domeniul dat, eu știu că în domeniul psihologiei judiciare nu mai este chiar așa de multă literatură încât chiar să plutește în trânsă. Dar totuși există, pentru teza de doctorat ar fi suficientă și pe viitor chiar, dacă continuați tema, vă recomand să vă adresați și la acest fond, mai ales americanii, australienii au foarte mult, Europa, Germania face foarte mult, Franța face foarte mult în domeniul, dar mai, eu nu aș putea să spun cu referința la științele educației, dacă privește la psihologie judiciară și penitenciară. Acolo, deci, știu că este foarte multă cercetare. Chiar dacă ne abatem de la ceea ce se numește clasică și ceea ce acum nu mai prezintă o importanță decât ca un fundament pentru ceea ce se cercetează acum. Mai apoi, în baza analizei teoretice a fost stabilită prin o problemă și dacă vedeți că eu vin din psihologie cu altă structură a cercetării și toate celelalte, dar eu ca și specialist în alt domeniu și văzând și caracterul interdisciplinar al lucrării, într-adevăr mi-a plăcut foarte mult că s-a făcut la un model în care s-au stabilit niște principii, s-a încercat, cu toate că aici mai este de lucru, fiindcă chiar nici nu este pentru un doctorat și chiar conducătorul, cât n-ar conduce, să vadă raportul dintre cele trei categorii de principii pe care le-ați luat. Dar ele însăși, modelul pe care l-ați formulat, vă oferă o posibilitate să legați mai bine și să aduceți cadrul ăsta de principiu pedagogic mai aproape de specificul educației în mediul penitenciar. Că nu e o simplă, deci cum ați spus și dumneavoastră, o simplă formare continuă. Este un tip de educație deosebit și principiile acelui mediu. Principiile învățării în acelui mediu, principiile în general al formării adulților, vă pot sugera dezvoltarea acestui model și dezvoltarea chiar acestui program. Deci, capitolul 2 asta prezintă valoare prin faptul că propune și mai ales că deschide posibilitatea ca să dezvoltați această metodologie de formare a adulților în mediul penitenciar, ținând cont de realitățile din Republica Moldova. Și capitolul 3, foarte bine structurat, eu nici nu știu cum puteai să faci într-un capitol o cercetare, pentru că e destul de considerabil, destul de mare, comparativ între persoanele cu comportament delinvent și non-delinvent, adică deținut și comportament în cadrul normei sociale și de drept, mai apoi să prezinți un program de formare și să prezinți un experiment de control, adică rezultatele acestui program natural de test-retest. Adică lucrarea este foarte condensată ca și conținut. E foarte mult, se conține și se prezintă. Deci, respectiv de aici și putem să vorbim că destul de argumentat, autorul a vorbit și despre inovație, despre faptul că a rezolvat o problemă științifică importantă și importantă pentru țara noastră, fiindcă este și o lucrare de pionierat în domeniul științelor educației și nu numai a științelor educației, că merg pentru cear în științele educației sociale. Nu vorbesc despre drept, care tot este una din științele sociale, dar și social comportamentale. Vorbesc de chiar de asistență socială, sunt mai puține, este ceva la nivel de cercetare, nu știu dacă există o teză. Deci, psihologie, psihopedagogie, ca și ramură din asta interdisciplinar, nu prea abundă în cercetări
de doctorat, cardinale. Da, există articole, da, există teze, dar există idei pe care conducătorul le promovează prin intermediul celor care scriu teze la masterat. Dar este o lucrare de preliminar și chiar dacă undeva mai există lucruri care în asta este doar începutul și la urmă o primească carte de căpături, că iar cu urmează să fie scrisă. Doi, deci dacă vorbim de noutate și originalitate, vreau să zic că, deci, da, desigur că a fost o vechime destul de mare de doctorat, dar autorul a reușit într-adevăr să promoveze rezultatele astea și în predare, și în publicații. Deci, acum rămâne să nu vă deziceți de dânsele. Imaginați-vă că copilul dumneavoastră deja a ajuns la vârstă când ar trebui să înceapă să facă și el ceva. Atunci nu-l lăsați, vă rog, singur ca să moară undeva gata pregătit pentru a lucra. Da? Deci teza dumneavoastră trebuie să fie promovată în continuare lucrarea dumneavoastră ca să devină, să se implementeze în practică. Dacă nu o să bateți în uși, nu o să fie. Bateți, promovați, căutați voluntari. Mai ales că sunteți în predare, mergeți întâi cu dânsii. Mediul nostru e foarte deschis spre serviciile pedagogice și mediul juridic. Mai ales că ultimii ani știm că au apărut psihologi, pedagogi, alte multe au apărut acolo mediul juridic ca să lucreze și mai ales că zicem la nivel de comisariate de poliție, la nivel de niște cercetări, până când cu cadrele, cu resursele, dați. Și mediul penitenciar e deschis și cel militar e deschis. Deci, dacă o să mergeți și o să se convingă încă o dată cei care au nevoie de aceste programe, că programul dumneavoastră prezintă interes, el poate deveni un program care va fi dezvoltat și promovat la nivel național, ceea ce a spus dumneavoastră și ceea ce am și eu de gând să spun. Acum, dacă vorbesc despre recomandări, să fiu urmă să întrebări sau întrebări. Dacă vorbesc despre recomandări, deci, cred că programul, într-adevăr, trebuie să fie dezvoltat, dar trebuie să vă gândiți la un sistem de monitorizare și evaluare a rezultatelor căpătate prin feedback-ul căpătat pe intervale de timp. Nu așa, la dumneavoastră este feedback-ul ăsta, dar este la nivel non-oficial. Un sistem de feedback căpătat de la deținuții care s-au eliberat deja și sunt la libertate, să spunem, prin intermediul unor instrumente ale departamentului și ulterior al serviciilor, cum se numesc ele astea, care sunt în raioane, care se ocupă de integrarea oficiilor de probațiune. Un feedback permanent despre rezultatele acestui program. De ce vă trebuie feedback-ul ăsta? Fiindcă feedback-ul ăsta vă poate arăta unde, ce nu lucrează și ce pot continua pe viitor. Doi, deci eu cred că e nevoie să colaborați în dezvoltarea programului cu profesioniștii din alți domenii, fiindcă resocializarea e program complex. Trebuie să fie implicați pedagogii care pregătesc pentru specialități, trebuie să fie implicați asistenții sociale care deci, asigură deci, și după eliberare, încadrare și oficiile astea de probațiune care sunt specialiști din toate domeniile și ca și juriștii care deci pot să acorde tot anumite servicii pentru programul ăsta pentru ca să zicem să ducă la o resocializare în care ei înțeleg norma de drept, nu ca și conținut care le-ar ajuta să o încalce mai bine, dar ca și normă care le ajută să facă o viață liberă și bună. Și, mai departe, trebuie să vă gândiți la acest program și prin faptul că trebuie să pregătiți formatori pentru acest program. Iar că aici gândiți cu toți colegii dumneavoastră, cum ați putea să găsiți programe de formare continuă pentru cei care lucrează în domeniul de domeniul penitenciar, ca să pregătiți formatori care vor se vor ocupa de resocializarea programului. Da. Gândiți-vă împreună pe baza programului dumneavoastră de dezvoltat programe de formare continuă a formatorilor pentru acest domeniu. Acum întrebările pe care am. În primul rând, vreau să răspundeți la întrebare. Cât de mult ați ținut cont de contextul cultural în elaborarea acestui program? Și doi, poate fi programul dumneavoastră să fie adaptat și la alte grupuri etnice, culturale, da?
că ați vorbit, ați lucrat cu un grup de o anumită etnie în mare parte. Și la alte tipuri medii de penitenciar, nu numai pe penitenciar în care ați fost dumneavoastră și care, după câte știu eu, e într-o situație mai favorabilă față de altele, cu resurse mai limitate, prea poate, ca să lucreze. Și al doilea, care au fost provocările cele mai puternici pe care sunt îi dau spun că aici, nu știu dacă vă dezlănțuiți, că e sufletul. Le-ați întâlnit în implementarea acestui model pedagogic. Care din aceste provocări v-au pus pe gând că niște elemente ale acestui model sunt poate prea devreme pentru implementat sau prea curajoase sau invers, nu sunt dezvoltate. Mulțumesc mult pentru întrebare. Primul laborator psihologic din Republica Moldova, care a fost făcut cu susținerea colegilor din România și cu Carlux, care astăzi numește AFI, a fost făcut în penitenciar numărul 9, unde activam eu și acolo eram ca psiholog și încercam să fac careva ședințe de programe și care au conținut de resocializare. La un moment dat, cineva m-a sunat din domnul Bate, m-a sunat în 2011 și 2010, eram în penitenciarul numărul 9 și am zis că îți pregătim un TVC foarte interesant. Ei bine, ce am făcut eu? 40 de zile am stat în instituția penitenciară și pădânși am stat și am monitorizat lucrurile. Avem o persoană de etnie romă care am adus acordeonul de casă, acordeonul este roșu care este acum în sală, am adus, este în sală, este jos acolo, dacă se poate să vedeți acordeonul roșu, care a cântat persoana de etnie romă, l-a văzut și m-a întrebat, domnul Stanislav, poți pune mâna pe el? Să dacă poți, încearcă. El cânta de la auz, i-am arătat și careva note și el spune, uite, eu am scânt la acordeon, cineva a venit la chitară, de etnie ucraineană și s-a făcut un ansamblu, uite, în felul ăsta eu am îmbinat multitudine de culturi și până la urmă am văzut că lucrul merge și mai departe deja am început să fac aceste 47 ședințe deja în cercetare și să vin cu dânsurile în alte instituții penitenciare unde a avut o eficiență productivă. Care e provocarea cea mai dură pentru dumneavoastră în implementarea acestui program? Sunt dure sistemele noastre de forță, sunt foarte dure. Să știți toate momentele astea de a face ceva, de a organiza ceva, dar deși, dar trebuie și dar să trebuie, dar nu să trebuie, dar eu dau și... Provocarea e rigiditatea sistemului, înțeles. Adică nu te ținuți, dar rigiditatea sistemului. Deci chiar, vă rog, uitați, dumneavoastră aveți un nume în domeniu. Susțineți promovarea unor asemenea programe. Chiar dacă ele merg la început, poate undeva mai stângace. Ele trebuie să fie promovate. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc și, în final, ce vreau să zic? Vreau să zic că, într-adevăr, fericit conducătorul, pentru că ați ajuns la finalul cu această lucrare, care este o lucrare destul de originală și inovativă. Inovativă și eu voi spune că chiar nu este tematica asta, nu chiar așa de tare cercetată, chiar la nivel mondial, să zici că multe lume s-a ocupat. Adică nu sunt și publicații și toate celelalte cercetări, și atât de foarte puține. Da? Adică tema este inovativă. Da? Investigația a încercat să ajungă la structurile profunde. Fiindcă investigația este, s-a primit o investigație interdisciplinară între științele de educație și psihologie, deci s-a mers pe mentalul deținuților. Deci s-a ajuns în profunzime și asta e foarte bine că, într-adevăr, științele educației și psihologia trebuie să facă un mult de ăsta cercetare unor teme sensibile. Și atunci eu consider că, ținând cont de simplificația rezultatelor, de corectitudinea prezentării acestora, de importanța acestor, am spus deja, de ce să mai spun eu, de munca pe care au depus-o acești oameni, de inovația pe care au prezentat-o, care, într-adevăr, merită să fie apreciată ca demnă și chiar sunt pretendentul să primească titlul de doctor în științe ale educației. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Dacă nu aveți întrebări,
Ședința este public. Poate cineva din invitați care sunt doresc să vorbească. Domnul profesor Silistraru, poftim. Stimați colegi, vreau să spun că teza asta e muncită până la urmă și chinuită. Pentru că eu sunt martor aproape de la începutul scrierii acestei teze. Și uneori noi foarte ușureu trecem peste niște teze și alteori foarte greu noi, ca și cum am vrea să mai scrie o teze doctorală. Asta este părerea mea, îngustă. Deci, fără îndoială că acest model, în baza teoriei pe care a fundamentat-o cercetătorul, este unul plus valoare a teoriei educației din arhaul românesc. De ce? Modele sunt sute. Și a vorbit foarte bine al doilea referent oficial, care a menționat, pentru că domnul profesor Ciorbă întreba dacă socializarea cum e. Deci acest model este bun pentru toate vârstele de socializare, începând la preșcolari și terminând cu acei care au mai mult de 25 de ani în detenție. Pur și simplu trebuie anumite modificări. De aceea, pentru acest model, eu cred că toți cei care au fost desemnați pentru expertiză vor să voteze și au să voteze și eu vă chem să votați și eu mă pronunț pentru conferirea titlului de doctor în științe ale educației, fiindcă se merită, se merită. Mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Dacă putem să ne dorești cineva, vă prezentați și putem. Valeriu Bujor, profesor universitar, criminolog. Deci, îl cunosc pe domnul Stanislav de mulți ani. Este și un profesor de excepție în cadrul Institutului de Criminologie și Colegiului de Criminologie. A pregătit nemijlocit circa 40 de psihocriminologi în cadrul instituției noastre, care au susținut tezele de licență aici, în această instituție. Problema abordată este una extrem de actuală. Deci, în cadrul disciplinelor juridice, în toți anii de când se duc statistici vizând tematica tezilor de doctorat, doar 5% au tangență cu problemele ce sunt de prevenire și combatere criminalității. 5%. Având așa o mare problemă, criminalitatea, ea practic nu se studiază. Iar studii interdisciplinare și mai puține sunt. Recent mă uitam statisticile. În fiecare an se eliberează din penitenciare în jur la 3.000 de fost deținuți. 60% se întorc înapoi. Dar procentul de contaminare criminală a populației crește pe an, de an, an la an, deoarece acele valori care ei le-au interiorizat în penitenciare, ele se duc în masă. Și în 30 de ani, în fiecare an, 3-4 mii se eliberează, se întorc 60%. Închisoarea pe nimeni, practic, încă nu la reeducat. Și ca atare, pedeapsa are drept scop, scopul e utilitar. Statul, pur și simplu, folosește o sândă față de cetățenii pe care îi aduce în penitenciar. Lucrul care a fost făcut și realizat de doctorant este enorm. Deoarece noi, în colectiv, zi de zi, practic, vedeam și retrăiam, de aceea astăzi și am găsit timp să vin să-l susțin din partea colectivului nostru și ca criminolog mi-era interesant să văd cum este apreciat lucrul realizat de colegul nostru. Vreau să spun că am rămas foarte impresionat de profesionalismul membrilor
și acestui consiliu, care foarte, foarte de, profesionist s-au expus întrebările care au fost formulate și principalul sugestii pentru viitor. Eu, de asemenea, vin cu o sugestie de a vă gândi la un mecanism de prognozare a comportamentului infracțional individual, ca cel care iese din penitenciar să fie însoțit de un asemenea prognoz individual. Ce se poate de așteptat? Că riscul este 90 ceva de procente, riscul e risc. Dar prognozarea și recomandările deja care dumneavoastră, care le însoțiți, o să diminueze cu mult. 20% de doamne, la să fie 10%. Dar dacă noi salvăm atâtea vieți, deoarece fiecare crimă este o victimă, sunt vieți, este sănătatea omului. Și un leu care îl cheltuim pentru prevenire economisește 14, dar asta nu sunt lei, dar americanii spun dolari. Un dolar investit în prevenire economisește 14, care suntem nevoiți să-i cheltuim în represiune. De ce criminologia în Moldova nu este acceptată? Deoarece dacă noi vom preveni, atunci industria aceasta represivă rămâne fără lucru. Avocații, procurorii, judecătorii și sistemul penitenciar. Asta. Da, mulțumim. Mai dorește cineva să vorbească? Noi cu dumneavoastră, stimați membri a seminarului științific de profil, am asistat astăzi la o susținere foarte interesantă. Am ascultat și specialiști din domeniul dreptului, psihologi, criminologi, ne-ați sensibilizat într-un fel și pe noi în mai multe domenii. Și de fapt este o cercetare interdisciplinară și mai mult cercetări care să aibă impact, transfer inovațional. În cazul dat, noi putem menționa că cercetarea realizată de domnul Cipotari, domnul Cipotari și sub conducerea doamnei Rusu Elena, este o cercetare foarte importantă pentru societate și pentru toți cei care sunt implicați în educarea tinerii generații. Eu aș propune, de fapt, dacă să mă refer, am și un aviz aici, care ține de analiza lucrării dumneavoastră. Lucrarea a fost analizată de specialiști și dumneavoastră ați urmărit, că toți au vorbit despre o lucrare care corespunde cerințelor în vigoare. Aparatul categorial este format conform cerințelor ANACEC. La fel, acest trei capitoli dezvăluie acele obiective care dumneavoastră vi le-ați preconizat. Scop și problema cercetării a fost realizată. Mie mi-a plăcut foarte mult experimentul. Deci experimentul dumneavoastră, de fapt, este, bineînțeles că în parte teoretic, puteați să utilizați și altă literatură, și mai multe, dar de fapt este o cercetare aplicativă, care dumneavoastră, chiar acum, dacă publicați programul respectiv ca să fie utilizat și în alte penitenciare, dacă spun corect, să fie utilizat, pentru ca să mai mulți tineri să cunoască acest program, dacă dumneavoastră îl veți publica și deja îl veți propune să-l utilizeze, probabil că va aduce și un oricare plus valoare, fiindcă, cum a spus domnul profesor Bujor, dacă o investi în ei, o avea mai puțin, deci care vor încălca legea. Deci este foarte important ceea ce ați realizat dumneavoastră. Bineînțeles că pe unele locuri, deci trebuia să mai un limbaj mai științific să aveți, dar nu diminuează cercetarea, deci importanța cercetării dumneavoastră. Aici aș vrea să menționez că eu am fost și la alte etape, dumneavoastră ați luat în considerare și de la NACEC nota informativă care noi am ascultat-o și de la seminarul științific de profil, propunerile care au parvenit de la colegi. De aceea consider că ați realizat un lucru foarte important
și publicațiile care le aveți, 22 de lucrări științifice și la tema tezei de doctorat, eu la fel m-am uitat atent la tot ce dumneavoastră ați realizat. Am avut și eu câteva întrebări, vreo două vă le-am dat, dar una aș vrea acum să-i răspundeți. Deoarece finalitatea cercetării dumneavoastră, experimentale, vizează drept unități cozitive, coordonate, pedagogice, de resocializare a tinerilor deținuți. Care dintre aceste dimensiuni ale cercetării au fost mai dificil de măsurat și de format? A avut așa întrebare și doamna Rusnac. Necesitând eforturi formative sporite. Iată, vă rog să ne răspundeți la întrebarea aceasta. Mersi, întrebare. Mulțumesc. Da, mulțumesc pentru întrebare, doamna președinte, uitați-vă dacă valorile cât de cât le-am putut schimba, atunci unele trăsături de personalitate au fost mai greu, pentru că, mă rog, personalitatea este mai greu de dar părerile bine mi-a plăcut că cei care sunt instabili emoțional, i-au învățat niște tehnici de control, care au putut spun punct prin niște comportamente dificile, care până la urmă i-au determinat să reușească infracțiunea. Și până la urmă procesul de resocializare a avut o eficiență mai frumoasă. Mulțumesc. Dumneavoastră a spus prea așa, că am schimbat valori. Nu e atât de ușor ca să schimbe. Adică sensibilizați, să le prin exemplu, fiindcă educația nu e atât cât cuvântul, dar modelul, așa? Deci trebuie să demonstrezi niște modele care să fie de urmat. Dar consider că dumneavoastră aveți timp să mai realizați unele activități care, într-adevăr, să aduc plus valoare și cercetările dumneavoastră. Mi-a plăcut, deci ați respectat etica cercetătorului științific, asta este important, că nu aveți lucrări plagiat. Și, în concluzie, deci teza de doctor examinată își definește identitatea științifică prin consistența rezultatelor științifice obținute în cercetare și prin gradul sporit de aplicabilitate pedagogică. Ceea ce v-am spus, că aveți transfer tehnologic, transfer inovațional, ceea ce ați realizat dumneavoastră, și întemeie valori teoretice, praxeologice elaborate în cadrul tezei de doctor coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți, specialitate 531-01 Teorie Generală Educat și Botaș Stanislav merită a-i se conferit titlul de doctor în științe ale educației. Și acum, conform regulamentului, ofer cuvântul secretarul științei, care va da citire proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. Mulțumesc, doamnă președinte, onorată asistență. Proiect de hotărâre, proiect de hotărâre a Consiliului Științific Specializat de 531-01-2371 din 24 aprilie 2024 cu privire la rezultatele susținerii publice a tezei de doctor în științe ale educației, coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți, specialitatea 531-01, Teoria Generală Educației, autor Cebătaș Stanislav. Noi întâi trebuie să facem votarea. Nu, așa e așa. Aici e regulamentul vechi. Nu prin nou. Și ce, noi să votăm după hotărâre? Da, tot să iasă și apropo. Da. Pașim tot, iată, regulamentul vechi. Mi-am uitat. Deci, științele educației, coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți, reprezintă o cercetare pedagogică fundamentală, care are drept scop determinarea coordonatelor pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți, în contextul actual de creștere a numărului de infracțiuni contra patrimoniului, furtul. Resocializarea tinerilor deținuți are ca scop restabilirea statutului social pierdut, precum și reorientarea spre un comportament prosocial. În acest context, actualitatea temei de cercetare și importanța problemei abordate este susținută de argumentul că contradicțiile din realitatea socială și educațională, care configurează lipsa unității de idei și valorificarea insuficientă în știința pedagogică a conceptului de resocializare a tinerilor deținuți, a procesului de realizare eficientă a acestea și imperativitatea constatării faptului că resocializarea tinerilor deținuți cu vârsta între 18-25 de ani reprezintă un element cheie în reinserția lor socială, condiții în care se impune problema cercetării, care sunt coordonatele pedagogice ale resocializării tinerilor deținuți și cum poate fi realizat eficient procesul de resocializare.
Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în abordarea științifică a conceptului de resocializare a tinerilor deținuți prin elaborarea și validarea unui model pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți. În baza implementării modelului pedagogic de resocializare a tinerilor deținuți, prin intermediul programului de resocializare a tinerilor deținuți, s-a realizat o cercetare experimentală nouă, actuală, care a obiectivat caracteristicile definitorii ale procesului de resocializare și impactul indispensabil al formării valorilor și comportamentelor prosociale, precum și relevanța procesului de resocializare pentru tinerii deținuți. Semnificația teoretică se exprimă în determinarea aspectelor teoretice definitorii și analiza conceptului de resocializare a tinerilor deținuți, evaluarea și evidențierea particularităților individuale ale personalității, a factorilor riscului de recidivă, a valorilor și motivației spre schimbare a tinerilor deținuți. Valoarea aplicativă a cercetării constă în inovare și optimizarea procesului de resocializare a tinerilor deținuți, valorificarea și validarea modelului de resocializare a tinerilor deținuți, dezvoltarea valorilor sociale acceptabile prin asimilarea de valori și norme, comportamente prosociale, formarea motivației spre schimbare, proiectarea oportunităților și asigurarea sporirii acțiunilor autorizate de educare, adaptarea, eficientizarea procesului de resocializare a tinerilor deținuți pentru integrarea și reintegrarea socială ulterioară cu succes. Originalitatea investigației este asigurată de calitatea disertației și tema actuală, iar valorile create de doctorand contribuie la dezvoltarea și la completarea cercetărilor fundamentale în domeniul științelor educației. Cercetarea realizată de domnul Cebotar Stanislav este elaborată în conformitate cu cerințele regulamentare, are o structură logică, ideile valorificate sunt pertinente pentru area tematicii specifice investigate și expuse într-un limbaj științific adecvat. Sursele bibliografice consultate sunt relevante cercetării. Esența cercetării este reflectată în publicațiile științifice ale autorului. Dacă cineva din membri are obiecții, deci la text. Vă mulțumesc și conform regulamentului, o să vă rog să ieșiți să rămână numai membrii Consiliului Științific Specializat pentru a vota. Procesul verbal. Privind rezultatele votării, membrul Consiliului Științific Specializat 531-01-23-71 din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, din 24 aprilie 2024. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe ale educației, domnul Cebotar Stanislav, în baza susținerii publice a tezei de doctor cu tema coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți, au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5. Contra 0. Și îmi permit să dau citire decizii Consiliului Științific Specializat. În temeiul celor expus și în conformitate cu actele normative ale NAC, Consiliul Științific Specializat, specialitatea 531-01, Teorie Generală a Educației, decide a conferi domnul Cebotar Stanislav titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 531-01, Teoria Generală a Educației. A solicitat NAC să elibereze domnul Cebotar Stanislav diploma de doctor în științe ale educației. Președinte Coșocaru Victor, secretar științific Zagăievski Corina. Acum se oferă cuvânt candidatului la titlu științific. Poftim. Servesc patriei. Mulțumesc mult președintelui comisiei. Mulțumesc mult ordonatorului că a avut voință, a avut răbdare, a avut înțelepciune să depună atâta efort ca să mă ajute să fac un lucru frumos în raport cu știința, cu resocializarea. Mulțumesc soției mele că este în sală și care m-a răbdat și care m-a înțeles și care m-a suportat o perioadă destul de lungată. Mulțumesc fiicii mele care au învățat engleză și citește toate soțele mele engleză și îmi spune tata, aici e resocializare, aici e socializare, aici e reeducare, aici e... Mulțumesc referenților doamnei Gurașcostic, domnului Pantea, mulțumesc domnului profesor Ciorbă pentru înțelepciune și pentru toate lucrurile frumoase. Mulțumesc doamnei Rusnac, că a abordat, pentru că dacă nu mai inspiram de psihologie judiciară din anul 2000, care a elaborat-o, adică poate nu știu cum făcea resocializarea, pentru că acolo era foarte frumos.
Să trăim, domnule Bujor, am o experiență destul de bogată care până la urmă m-a învățat să discut, dar știți care era paradoxul? Pentru că o zi lucrez cu penitenciarul, o zi lucrez cu studenții. Și ca să fiu accesibil, să fiu accesibil condamnaților, adică vorbeam mai, dar până la urmă studenții vorbeam într-un limbaj mai... Mai nu, deci îmi permite să declar închisă ședința Consiliului Științific Specializat.